Bună la toată lumea! Bună ziua! Iuliana are o mărturisire. Da, am primit un mesaj cu referire la binarul, ultimul nostru binar făcut cu Simona, în care am vorbit despre cele trei minuni care se întâmplă și acum în Israel. Și am primit un mesaj în care ni se spun următoarele. Acum am ascultat înregistrarea în care se abordează tema despre minuni sau despre cele trei minuni mai cunoscute din creștinism. Nu că aș intenționa să neg existența minunilor care, de fapt, există în funcție de nivelul de trăire în divin, de nivelul de desprindere de material, de cele pământești al fiecăruia. Corect, perfect. Din experiența și trăirea personală, acele minuni în afara unei trăiri, zic că se mențin doar din credința poporului care percepe fenomenul în așa fel. Am fost la Iordan și am văzut un fenomen natural, ca în momentul în care se aruncă crucea, fiind o zonă de curgere lină, normal că se fac valuri de întoarcere atunci când se aruncă ceva în apă. Oricând s-ar putea observa acest fenomen și nu numai debobotează. Am fost la Tabor și, de asemenea, fenomenul cu norul este un fenomen natural din acea perioadă, început de toamnă. Acest fenomen este zilnic și nu numai de schimbarea la față. Dar dacă în tradiția poporului aceasta se colectează cu sărbătoarea, cine poate să schimbe această credință a acestui nivel de înțelegere, care caută să vadă minuni doar în afară? Superb. Legat de Sfânta Lumină, în greacă este numită ca rânduiala Sfintei Lumini, care se repetă în fiecare an în amintirea evenimentului care s-a petrecut cândva, probabil regulat în funcție de nivelul de desprindere al omenirii acelei perioade. Și probabil și astăzi pentru cei care mai sunt desprinși. Ceea ce vede fiecare este în funcție de starea și trăirea personală a fiecăruia, iar ceea ce scoate patriarhul ca sfântă lumină este de la candela neadormită și nu dintr-un procedeu fals, cum am văzut un documentar unde se încearcă să se demonstreze în diferitele demonstrații logice că s-ar putea proceda. Aici, din interiorul bisericii, este clar și pe față că de fapt se face rânduiala în amintire, fără a se preta a căuta să aducă lumea în eroare cu diferite procedee. Dar, datorită faptului că poporul nu ar putea să conceapă și să accepte adevărul, nu se poate să se spună lucrurile pe față, pentru că dezbinarea care s-ar putea provoca ar putea fi dezastruoasă. De aceea se lasă să se creadă așa cum simte fiecare. Pentru cei slabi în credință sunt importante minunile și mai ales minunile din afară, neavând capacitatea de a pune să vadă înăuntru lor și de aceea nu poate nimeni să le schimbe conceptele. Deci, după înțelegerea mea, depinde de fiecare de nivelul trăirii în divin sau nu. Este și nivelul de înțelegere și nivelul căutărilor de minuni în afară și nu poziția socială în care suntem sau chiar ca fețe bisericești. Și nu aș putea spune că cei din biserică încearcă să întrețină minunile concepute în popor, dar nici nu poate să le nege, pentru că cândva au existat, iar datorită decăderii zilelor noastre nu mai există. Iar mă uimește de fiecare dată când mă întâlnesc cu diferitele înțelegeri și concepte ale fiecăruia în parte, legate de diferitele aspecte, și chiar legate de biserică, în funcție de trăirea personală, prin atracția a ceea ce era în interiorul fiecăruia. Ajung să se definească ca realitate generală și de multe ori rămâne uitării că acea realitate este strict personală și nu putem generaliza în a susține ori a combate orice părere. Spun și eu aici o părere. E Da. foarte bine tot ce a spus aici, dar este o problemă. Dacă înțelegem că Noul Testament este un construct, la fel ca cele 14 religii care erau în timpul acela în care știm noi ce s-a întâmplat cu Babilon, cu Tammuz, cu Semiramida, cu preluarea anumitor obiceiuri care erau păgâne și au fost transferate, că nici nu a fost făcut un efort. Că sunt 14 religii în care un om providențial s-a născut dintr-o fecioară și au fost același fenomene s-a întâmplat. Trei magi care au fost la nașterea lui. Deci toate lucrurile acestea, dacă înțelegem că este doar un construct care a folosit
în interesul stăpânului la lume, că stăpânul la lume nu fie ei nebun să-ți dea ție adevărurile, să spună că nu împărțim bine și rău. Din contră, factor posibil în textul respectiv este în parte, deci constructul este fals. Asta înseamnă că tot ce urmează acestui construct e fals. Deci totul este un construct fals. Se bazează pe axioma de la început. Deci axioma construct Noul Testament, postulatul respectiv este făcut fix și tot ce derivează ce se derivează în urma acestui postulat este fals. Pentru că dacă constructul este fals de la început, totul este fals. Și normal este să fie fals, că acum descoperim că ce s-a întâmplat cu Tamuz îl cheamă Simona. Tamuz cu Semiramida Maria, Tamuz Iisus. Deci ușurătatea cu care zice, identifică, au schimbat doar etichetele, arată de fapt că este o lucrare așa pentru noi și nu a fost nimic în realitate. Scopul a fost să ne mențină divizați. Și conținutul textului este divizare. Noi am discutat astăzi cu Iuliana, un sfânt, Apostol Petru, Petru. da? Divizare peste divizare, tot timpul, la tot pasul erau Nimrod, Semiramida și Tamuz, da. Și acolo, cum a fost șmecheria? A fost foarte interesant. Simona a citit. Nimrod a fost considerat Dumnezeu pe pământ, deci i s-a dat o însușire, care nu era un om obișnuit. Și a fost făcut Dumnezeu pe pământ, atunci soția lui avea tot această însușire divină și fiul lor aveau o însușire divină, erau Dumnezeu pe pământ. Și în modul acesta, prin faptul că i s-a pus o etichetă, uite, așa a apărut Isus, așa a apărut Maria, cu niște însușiri miraculoase, care în realitate nu a existat. Și pentru tot ceea ce este bazat pe minciună, nu este adevărat. Dacă stăm bine și analizăm și vedem și în istoria religiilor, partea aceasta a fost sărită, nu se zice doar printr-o propoziție, că există niște surse în păgânism, nu? Care a influențat formarea religiilor, dar nu spune ce s-a întâmplat atunci. Ăla e locul cel mai important, ce discutăm noi cu Babilon și probabil multe alte locuri. Ar trebui o analiză comparativă a religiilor în momentul de naștere. Dar ăla este cel mai periculos moment, că dacă poți să desfășurești momentul de naștere, se dărâmă tot eșafodajul. Simona. Da. Vrei să spui ceva? Da, eu vroiam să spun ceva care mi-a plăcut foarte mult. Am citit de câteva ori textul respectiv. Și mă gândesc că se potrivește bine la ceea ce ați spus voi și la ceea ce urmează să discutăm astăzi. E dintr-o carte, se numește Trecut Viitor, așa se numește, de la vechii egipteni și sunt scrierile lui Hermes. Hermes fiind la egipteni, fiind zeul tot. Așa. Și la început, el scrie cum s-a făcut lumea. Cum Dumnezeu a creat cerul, cum a creat cele 7 planete, cum a creat spiritele planetelor. Aceste planete sunt acei 7 guvernatori, așa îi numesc el, și sunt controlate de o putere care se numește Dea Destinului. Și după ce a creat tot ce era pe cer, deci tot ce era pe cer, cum ar veni totul ce este energetic, el numește în cartea asta rațiune, reason. Dar când s-a uitat în jos, adică spre materie, materia este unreasoning, deci fără rațiune, și această materie a început să creeze. Dar substanța din care a creat materia nu avea rațiune în ea, era fără rațiune, cred că era fără suflet, nu știu cum pot să o explic acum. Aerul a început să producă, să creeze păsări, deci animale, nu, lucruri care zburau
Și apa a început să creeze lucruri care înotau. Apoi pământul a început să creeze creaturi ciudate cu patru picioare sau cu patru labe, bestii, dragoni, demoni și monștri. Da? Deci așa începe cartea, adică pasajul. Începe că toți au început să creeze, au creat partea invizibilă, energia a creat, dar și materia a început să creeze. Și aici mai spune, acum asta citește în ce ți-am trimis ție, Marius, ieri. Apoi Tatăl, mintea supremă, fiind viață și lumină, a modelat un om universal, slăvit după chipul său, nu un om pământesc, ci un om ceresc care sălășluiește lumina lui Dumnezeu. Mintea supremă l-a iubit pe omul pe care l-a modelat și a predat controlul creațiilor. Omul, deci aici ce înțeleg, că omul a fost creat de Dumnezeu, omul nu a fost creat de materie. Deci dacă luăm cele două părți, a fost creat de Dumnezeu după forma și asemănarea lui, nu, după asemănarea lui, și a dat controlul asupra creațiilor. Cine sunt creațiile? Creațiile e toată partea materială. Și dacă e toată partea materială, înseamnă că sunt animalele, păsării, dar și demonii și monștrii. Că demonii și monștrii au fost creați de materie, de Dumnezeu prin materie. Deci mintea supremă l-a iubit pe omul pe care l-a modelat și a predat controlul creațiilor. Omul a vrut și el să creeze lucruri, iar tatăl său i-a dat permisiunea. Cei șapte guvernatori, adică cele șapte planete, din ale căror puteri s-a împărtășit, s-au bucurat și fiecare i-a dat omului o parte din propria sa natură. Omul tângea să străpungă circumferința cercurilor și să înțeleagă misterul celui care stătea pe focul etern, adică să înțeleagă misterul lui Dumnezeu. Având deja toată puterea, omul, el s-a plecat și a tras cu ochiul prin cele șapte armonii și străpungând tăria cercurilor, s-a făcut cunoscut naturii întinse de desubt. Omul care privea în adâncuri a zâmbit pentru că a văzut o umbră pe pământ și o asemenea oglindită în apă și o asemănare oglindită în ape, umbră și asemănare care erau o reflectare a lui însuși. Omul s-a îndrăgostit de propria sa umbră și a dorit să coboare cu ea. Concomitent cu această dorință, acel aspect divin sau inteligent al omului s-a unit cu imaginea sau forma irațională. Natura, văzând coborârea, s-a înfășurat în jurul omului pe care îl iubea, iar cei doi s-au amestecat. Din acest motiv, omul este un compus. În el se află omul din cer, nemuritor și frumos, iar în afara lui este natura, muritoare și destructibilă. Deci, în pasajul ăsta, spune clar că omul, acea creatură perfectă creată de Dumnezeu, și are toată puterea lui Dumnezeu, dar ea coborând, nu, omul coborându-se spre materie, dând atenția în materie, materia l-a prins. Dar l-a prins, l-a vrăjit, l-a fermecat. Și aici a început decăderea, că i-a dat și forma omului, a prins și forma omenească și s-a pierdut în natură, în materie. Astfel, suferința este rezultatul faptului că omul nemuritor s-a îndrăgostit de umbra sa și a renunțat la realitate pentru a locui în întuneric și iluzii. Deci, pentru a crei în creație, prefera să nu mai fie creator și să fie în creație. Nu știu dacă a preferat, dar aia a fost rezultatul. Pentru că fiind nemuritor, omul are puterea celor șapte guvernatori. De asemenea, viața, lumina și cuvântul, dar fiind muritor, el este controlat de inelele guvernatorilor, soartă sau destinul.
Deci atâta vreme cât omul este pe pământ, dar nu mai pe pământ, eu aici am interpretat faptul că atâta vreme cât omul este în materie, interesat în materie și afundat în materie, atunci îi se aplică, ar veni, nu aș spune partea negativă, dar hai să, dacă suntem în dualitate, partea negativă a acestor guvernatori, a celor planete și aici intră soarta și destinul. Dar el, ca ființă, omul este nemuritor, este creator, este partea lui Dumnezeu, dar poți să ajungi la partea lui Dumnezeu, deci la partea reală, numai când nu ești interesat de materie. Deci materia îți provoacă soarta și destinul. Despre omul nemuritor a trebuit spus că este hermafrodit, sau bărbat și femeie, și veșnic veghetor. Asta ce zicea Marius, că el nu are gen, sufletul nu are gen. Aici spun că le ai pe amândouă. El nu doarme și nici nu ațipește și este guvernat de un tată, de asemenea deopotrivă bărbat și femeie și veghează veșnic. Aceasta este taina ținută ascunsă până în ziua de astăzi, căci a apărut o minune cât se poate de minunată. 7 bărbați, toți bisexuali, bărbați și femei și de statură dreaptă, fiecare exemplificând naturile celor 7 guvernatori. Acestea sunt cele 7 rase, specii și roți. În acest fel au fost generați și cei 7 oameni. Pe sculpturile antice, adică antice vorbind de aia de pe vremea sumerienilor, asirienilor și așa, sunt multe statui cu oameni hermofobiți, sunt și femei și bărbați. Că există și o teorie alternativă cu cea a lui Darwin, că de fapt omul la origine se multiplica el însuși, era și femeie și bărbat, deci nu eram despărțiți. Dar numai la nivelul de teorie. Pământul era elementul feminin, iar apa elementul masculin, iar din foc și eter își primeau spiritele. Deci sufletele vin din foc și eter, iar natura producea corpuri după speciile și formele oamenilor. Ei s-au reprodus din ei înșiși, căci fiecare era bărbat și femeie. Dar la sfârșitul perioadei, nodul destinului a fost dezlegat prin voința lui Dumnezeu, și legătura tuturor lucrurilor a fost desfăcută. Atunci toate creaturile vii, inclusiv omul care fusese hermafrodit, au fost separate, masculii fiind separați de înșiși, iar femeile la fel, conform dictaturilor rațiunii. Dumnezeu a rostit cuvântul sfânt în sufletul tuturor lucrurilor, spunând: creșteți și vă înmulțiți în mulțimi, voi toți făpturile și lucrările mele. Cel înzestrat cu mintea să știe că este nemuritor și că sunt cauza morții, și sunt cauza morții este iubirea de trup. Și să învețe toate lucrurile care sunt, căci cel care s-a recunoscut pe sine însuși intră în starea de bine. Așa e traducerea, dar înțelegem ce vrea să spună, că Dumnezeu a zis: cine are minte știe că e nemuritor și știe că cauza morții este iubirea lui de trup, de materie. Și când Dumnezeu a spus acest lucru, providența, cu ajutorul celor 7 guvernatori și armonia, a adus la oaltă sexele. Cel care, din greșeala atașamentului, își iubește trupul, rămânând rătăcind în întuneric, sensibil și suferind cele ale morții, dar cel care, în schimb, conștientizează că corpul este mormântul sufletului său, primește nemurirea. Deci, acum era o întrebare: de ce oamenii ar trebui să fie lipsiți de nemurire numai pentru păcatul ignoranței? Și răspunsul este: pentru ignoranți, trupul este suprem și ei sunt incapabili să realizeze nemurirea care este în ei, adică să conștientizeze nemurirea care este în ei. Cunoscând doar trupul care este supus morții, ei cred în moarte pentru că se închină acelei substanțe care este cauza și realitatea morții, deși se închină materiei. Calea către nemurire este grea și doar câțiva o găsesc. Restul așteaptă marea zi, când roțile Universului vor fi oprite
și scânteile nemuritoare vor scăpa din învelișurile substanței. Da, asta a fost o parte din viziunea lui Hermes. Și când am citit-o, am gândit că se aseamănă foarte mult cu ceea ce spuneai tu, Marius, cum se completează foarte bine cu sufletul și cu materia. Da. Mulțumesc, Teodora. Foarte interesant, Simona. Am identificat acolo, mi-aduc aminte de povestea lui Narcis, nu știu dacă voi vă aduceți aminte, de acolo Da. și vine povestea de narcisist. Dar iată că el o explică, cred că din punct de vedere egotic, nu-i așa? Adică ce se întâmplă când ne-am îndrăgostit de umbra noastră, adică de acest trup de carne, care nu suntem noi, este doar ego-ul nostru. Și iată că am făcut o contopire prea mare cu el, un atașament prea mare cu el, nu? Și așa am devenit ca Narcis, îndrăgostiți de propria umbră. Am ascultat și partea aceea de materie. Bineînțeles că este Dumnezeu prin noi care creează și dacă s-a creat ceva, noi toți suntem soarele de iubire și tot soarele de iubire a creat, că acest Da. ego nu poate creeze nimic. Iar natura este nemuritoare. Asta e și dovada că tot el a creat ce a creat, pentru că ea tot timpul reînvie, reînvie, reînvie. Am citit chiar și în Vechiul Testament anumite aspecte. Am ajuns la un moment dat în Psalmi. Sunt vreo câteva versete care fac referire la reîncarnare, dar sunt așa de bine puse și ascunse de abia, abia se pot vedea. Și întreaga natură urmează același ciclu. Și mă Da, păi gândeam acum asta e cu... dacă noi am intrat în ciclul naturii de naștere și moarte și renaștere și moarte. De asta spune în text că ne-am confundat cu natura, adică ne-am pierdut partea nemuritoare, adică și am căzut în ciclul ăsta de a Da. naște, a trăi, a muri și iarăși. Și Da. iarăși, da, am înțeles. Dar e foarte interesant că el vorbește acolo de și de planete, nu? Și noi știm că recent ne-a mai distribuit unei alteia foarte multe chestii de genul acesta. Planetele sunt din câte am înțeles eu puțin, în partea aceea de est a lumii, sunt corespunzătoare chakrelor, nu? Care merg și care ridică lichidul cristic la glanda pineală și așa mai departe. Și când citeai lucrurile acestea, efectiv vizualizam cum întregul univers este introdus în interiorul nostru, efectiv e parte din noi, pentru că de asta putem să-l vedem la exterior, că altfel n-am putea. Dacă n-ar fi din noi, din interiorul nostru, n-ar putea să aibă formă la exterior, pentru că ăsta e soarele de iubire. Nu, totul este conținut întru el, el pătrunde totul, întru totul. Omniprezent, atotputernic și așa mai departe. Și așa citeai și efectiv vizualizam, zic, cum întreg univers, deci nu trebuie neapărat să mă uit în afară, că știu ce e înăuntru. O să vă trimit după asta poze de pe pasaj, că textul este mai lung și este un pasaj în care vorbește despre ce au dat planetele, guvernatorii, că au dat partea Da, foarte, foarte interesant. pozitivă și negativă. Da, Dacă da. în materie partea negativă e în folosință și dacă ești în suflet, intră partea pozitivă. Bine, noi suntem în dualitate, de aia vorbim de plus și minus, da. Da, exact. Ieri trimiteam un mesaj domnului Marius. I-am zis că, zic, oare de ce? Lucrurile acestea se cunosc de mii de ani. Iar partea aceea budistă și hinduistă cunosc aceste treburi cu planetele, cu chakrele, cu ce ai spus și aici, de foarte multă vreme. Dar ce se întâmplă? De ce se plâng atât de puține globulețe la prag? Păi, în școala iubirii noi vorbim de niște chei, inclusiv de unirea opuselor. Deci binele și răul sunt la un loc. De aia avem două lichide care merg pe șina spirării. Dacă luăm doar pe unul, eșuăm la celălalt și se întoarce înapoi, adică revenim, revenim și tot așa. Nu putem să rămânem vii.
Și nu numai unirea opuselor, dar și celelalte chei. Și celelalte chei din școala iubirii. Iată că asta este, de fapt, ce avem de practicat. Practică, dacă suntem rigizi, glanda pineală oricum se calcifiază. E opusă țin toate dietele din lume. Se recalcifiază la loc. Pentru că devin rigidă, nu? Și atunci nu o să pot să-L înțeleg pe Dumnezeu. Dacă nu-L văd pe Dumnezeu în tot și în toate, mi se pierde legătura cu El, nu? Din glanda pineală nu mai există legătură. Și pentru asta, de ce mai am nevoie ca femeie? De supunere la bărbați și ascultare. Și iată cum revenim la cheile școlii iubirii și la ce se discută aici. Că tehnici se cunosc, adică ele sunt de foarte multă vreme, dar ce lipsește? Adică ce n-a fost? De ce? De ce totuși se cunosc tehnicile astea și totuși se tot produce reîncarnarea, cum ai zis tu, ciclul acela, da? De ce încă se produce reîncarnarea? Păi de asta. Bine, e o părere. Nu știu ce altceva să mai zic. Iuliana, Păi să preiau de unde a lăsat Teodora cu de ce se produce reîncarnarea. La urmă este acest joc, reîncarnarea asta. E jocul ăsta pe care îl trăim noi și îl venim și plecăm și venim și plecăm. Uite, și când ajungem dincolo de prag, cum zice Marius, după aia ne plictisim și ne dăm seama că vrem să mai venim pe aici și să mai jucăm jocul ăsta. Acum, nu știu, înainte mi se părea așa cumva nedrept reîncarnarea, că de ce să venim de atâtea ori și să suferim? Acum, nu știu, mi se pare cumva în niciun fel, mi se pare corect, mi se pare perfect, mi se pare exact ce trebuie să se întâmple. Nu mai pot să-i mai pun nicio etichetă. E minunat ce se întâmplă cu tot ciclul ăsta de reîncarnări. Vă să spun și eu ceva aici, referitor la ce a zis Simona. Mi-am pus și eu întrebarea aceasta. Care ar fi soluția să ne comportăm și să simțim că suntem o ființă divină sau o ființă extraterestră? Hai să devenim o ființă extraterestră. Cum s-ar comporta o ființă extraterestră sau o ființă cerească? Care este comportamentul? Noi am discutat mereu în școala iubirii și știm toate etapele, că în momentul în care slujești, pierzi ego, când te lași pe tine, te supui și mai departe, faci voia celuilalt, toate lucrurile astea te duc în lipsa ego-ului, deci la un comportament divin. Dar mai există ceva la nivelul mental pe care dacă nu-l atingem, iarăși nu suntem desăvârșiți, nu suntem o ființă divină desăvârșită. Este acel moment în care trebuie să intri în neutralitate, modul de a trata viitorul, modul cum privești tu situație de viață în viitor. Acolo se stabilește poziția ta. Adică, spre exemplu, trebuie să nu să fii indiferent la bine și rău, la un rezultat pozitiv în viitor. Dacă obții această stare de indiferență, atunci intri în neutralitate și ești în divin. Deci devii o ființă divină automat. Atâta timp cât. Deci toate situații de viață au ca sens să te ducă în starea aceasta ultimă în care să te lași pe tine, să pierzi eu, ca să devii o ființă de lumină, să conștientizezi faptul că ești o ființă a cerului, să te poți ca un extraterestru. Deci hai să vedem cum putem noi să devenim extraterestri. Deci dacă ești indiferent la ce formă va lua viitorul, bună, rea, bine, rău, starea aceea de indiferență, de nepăsare, este starea de prezența lui Dumnezeu și este starea de dumnezeire, este starea de înger, este starea de extraterestru. Deci, ca să poată să fie bine în viață, trebuie să ajungi în starea de neutralitate, în care nu împingi și nu tragi, nu vrei nimic. Nu există ceva mai prost decât altceva. Nu dezechilibrezi balanța. Când ești în starea aceasta, în care ți este indiferent ce formă va lua viața, că e bine, rău, deci este starea de prezența lui Dumnezeu. Și în starea aceasta, tu poți să împlinești orice. Deci orice vise se poate împlini. Apropo de filmul lui Tarkovski, cum se numea? Am și uitat. Cu camera care îndeplinește zona. Camera care îndeplinește orice dorință.
Deci în zona, în situația respectivă, când atingi această zonă, aici ți se poate îndeplini orice dorință. Când nu vrei nimic pentru tine, ți se poate da orice. Dar trebuie să fie reală starea aceasta, să fie continuă și să nu mai renunți niciodată la ea. De-abia atunci se declanșează puterea ei. Deci puterea ei, adică devii o ființă a cerului în măsura în care niciodată nu mai revii la vechiul comportament, el este definitiv și nu mai poți să fii altfel. Când ajungi în starea aceasta de neutralitate totală, în care de fiecare dată în fața fiecărui om îi dai întâietate, deci îl vezi pe Dumnezeu în fiecare om, tu te reduci în spate, în fundal, în poziție secundară, atunci și rămâi acolo, indiferent de ce se întâmplă, tu ești în poziție secundară. Mereu dai întâietate celuilalt, mereu dai ceea ce este mai mult celuilalt și în poziția secundară poți să împlinești orice. Numai că am mai spus că atingi această posibilitate de a îți îndeplini orice dorință, nu mai vrei nicio dorință. Tarkovski a arătat chestia asta. Când cei trei au ajuns în camera aceea, puteau să intre în ea, au început să-și rememoreze dorințele lor, dar și-au dat seama că nu înseamnă nimic. Dorința aceea a lor, dacă intrau în camera care îndeplinește orice dorință, îi omora. Deci, ca să poți să ajungi în camera în care ți se îndeplinește orice dorință, trebuie să n-ai nicio dorință. Iar dacă intri acolo, nu mai ai nicio dorință, pentru că îți dai seama că dacă ai avea o dorință, imediat a porni procesul de pierdere a grației divine, care poate să însemne și moarte. Deci este foarte periculos. Poți să intri în camera respectivă, care este o poziție, o stare de poziționare față de situațiile de viață, în care ai o permisibilitate maximă și nu te lupți, nu te aperi, nu te protejezi, dai întâietate tot timpul celuilalt și nu te gândești la un rezultat bun în viitor. Asta este starea divină, de echilibru a balanței. Dar în starea asta de neutralitate, orice dorești se poate împlini, dar te vei păzi să dorești ceva, pentru că dacă dorești, ridică eu și va trebui să fii lovit din față, să poți să fii adus înapoi. Deci înțelegi faptul că în momentul în care cea mai mare fericire pe pământ este prezența lui Dumnezeu. Cea mai mare bogăție posibilă este prezența lui. Și numai ea îți satisface totul, satisface sufletul, prezența lui. Nu aparține aceste lumi, nu deții ceva din lumea aceasta. Deci când nu mai deții nimic din lumea aceasta și nu o mai vrei, atunci îl ai pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu crește în tine sau se ridică la suprafață în măsura în care tu te îndepărtezi de materie și nu mai pui pe primul plan. Starea aceasta este o stare de grație extraordinară, de potențialitate maximă, în care poți să împlinești orice vis al tău, dar nu vei mai avea niciun vis să îndeplinești, pentru că ți este suficient prezența lui Dumnezeu, ea este totul. El îți face viața armonioasă, îți face viața frumoasă, nici nu e nevoie să gândești că El deja știe ce ai nevoie. Și îți dă imediat ceea ce tu dorești. Observi armonia din viață, cum lucrurile se potrivesc fantastic. Nu mai vorbesc că realitatea calcă în picioare regulile fizice. Și poți să vezi apariții de oameni, dispariții de oameni. Deci poți să vezi situații din acestea, realitatea devine miraculoasă într-un grad maxim, ca într-un basm, ca într-un film din ăsta științifico-fantastic. Și este în puterea ta. Ziceam noi de Micea 7, când a stat desprins 9 luni de zile, avea puterea să aglomereze un câine zdrobit. Deci să-l aducă la viață. Deci asta este puterea pe care este natura noastră. Deci noi suntem ființe de lumină, dar preocupându-ne și de exterior, asta e bariera. A pune materia pe primul plan este barieră. Deci uităm că suntem ființe ale cerului, că avem puteri extraordinar de mari. În universul nostru putem să facem ceea ce visăm, să ne împlinim orice fel de vis. Și ne-au luat visul, sunt hoții ai visului. Că discutam noi cu Iuliana, sfinții aceștia apostoli, sunt hoții ai viselor, hoții ai fericirii noastre. Ne-au luat fericirea și ne-au dus, ne-au secesionat, ne-au scindat și noi ne vedem diferiți și luptăm unii cu alții și credem că asta este normalitate, când de fapt este o nebunie, este anormalitate, este iadul. Și nici măcar nu credem, nici măcar nu ne trece prin cap că ar putea să existe o lume în care miracolul să fie posibil,
în care orice dorești tu ți se poate împlini. Și am dat exemplu cu, pe care îl repetăm mereu, cu Gabriela, cu cozile și cu parcarea. Asta înseamnă că în momentul în care tu nu ai o dorință de niciun fel, orice miracol pornește. Deci așa ai ajuns extraterestru. Ai ajuns să fii înger. Deci îngerul nu are o dorință de viitor pentru sine. Nu vrea ceva pentru sine. Adică este indiferent. Este nepăsător la ce formă ia viața, bine, rău. Când ești în starea aceasta de nepăsare, ești în stare de divin și orice miracol ți se întâmplă. Adică dacă ajungi în parcare, imediat când nu te îngrijorezi, vai de mine că eu o să fie plină parcarea și unde o să pun mașina, când nu te îngrijorezi și ajungi în parcare, imediat cineva îți face, îți dă locul. Deci la nivelul acesta se lucrează. Atâta timp cât ai un eu care este precipitat, care este nemulțumit, se îngrijorează, se îndepărtează, adică eul acela creează imposibilitățile. Adică când dai o... Acum să ne ducem concret. Când pui o etichetă greșită, o etichetă negativă, o definiție negativă lui Dumnezeu, soarele de iubire, care e perfect, ăla este momentul în care tu ai generat adversitate din față. Determin exteriorul să ți se împotrivească. Ăla e. Când zici că ceva nu e bine. Și ei, repetând aici toată ziulica în Biblie, mereu repetă chestia asta, că nu e bine, că-s vrăjmaș, că ești necurat, că trebuie să cauți curățenia, bunătatea, blândețea și creezi inversul. Ăla este momentul. Deci trebuie să nu pui etichetă negativă soarele de iubire cât ai terminat. Eticheta negativă se materializează și îți vine din față sub forma unei lovituri. Deci ăla este blestem, te autoblestem pe tine și este de fapt creezi suferința, atragi necazul. Când zici că soarele de iubire nu face lucrurile cum trebuie, că vai de mine că când te îngrijorezi, când ești nemulțumit, când te îndoiești, atunci creezi situațiile care să ți se opună. Deci noi, ca să ne fie bine în viață, trebuie să rămânem în divin. Dar noi nu avem încredere și nu avem credință că dacă pierzi controlul tău și lași controlul tău, atunci tu de fapt ai control maxim. Deci în momentul în care nu vrem să controlăm situațiile de viață și le acceptăm așa cum ești, cum sunt ele, atunci ai controlul maxim asupra vieții. Și nimic rău nu se mai poate întâmpla, pentru că faci spațiul la gol. Este cea mai mare comoară, este prezența lui Dumnezeu, spațiu gol. Când tu nu vrei nimic, când nu vrei nimic să fie cum vrei tu, atunci se îndeplinește orice vis. Am încercat să spun, să găsesc explicația ce ar însemna să fim, să ne comportăm ca o ființă cerească pe pământ sau ca un extraterestru. Care este metoda practică? Și asta este, să nu vrei nimic pentru tine, nu se ridică eu. Atâta timp cât ai un eu care vrea ceva din viitor și are un proiect de viitor, proiectul acela va fi distrus pentru el. Când noi avem proiecte pentru noi. Când ai un proiect pentru ceilalți, atunci poți să faci tot ceea ce vrei tu și să împlinești întotdeauna și ai succes într-o afacere, dacă afacerea își pune ca țintă bine pentru ceilalți. Dacă scopul afacerii este bine pentru ceilalți, tu vei reuși în afacere. Dacă scopul afacerii este binele tău, ai terminat-o. E așa, Simona? Păi așa se pare, de viața ne dovedește. Adică? Adică viața ne dovedește, avem dovezi peste tot, trebuie numai să deschidem ochii să le vedem. Da. Da. Hai să vă zic eu ce am mai înțeles din textul ăsta. Am înțeles că, de fapt, Narcis sau Lucifer, noi suntem. Noi oamenii suntem îngerii de căzuți. Nu a fost un înger care a căzut sau doi îngeri. Oamenii, noi, sufletele noastre au căzut pentru că au fost fascinați de materie. Da, atunci, cu Adam. Adam a căzut atunci, și a devenit o ființă întunecată. Da. Dar nu e un înger anume. Pentru că toți eram îngeri sau toți erau același suflet. Ei, niște suflete au căzut, dar nu au fost... Știi că se spune că un Lucifer, el a căzut și a luat pe alții după el. Probabil, dar noi am căzut. Pentru că noi am fost fascinați de...
O de clipă că materie. spui lucrurile foarte importante. La Adam, ce a făcut Adam? A luat atenția de pe Dumnezeu și s-a dus spre materie. A fost fascinat, s-a băgat în materie, a pus materia pe primul plan și a uitat de Dumnezeu. Deci, noi suntem, am căzut din armonia în care eram, lipsa de grijă în care eram, pentru că ne uitam numai la Dumnezeu, îl puneam pe primul plan și am pus materia pe primul plan și am căzut. Deci, când am Da. acordat toată atenția lumii acestea, ne-am devenit ființe întunecate, am căzut, am decăzut. Da, pentru că și lumea aceasta creează și lumea fiind natura, văzând că noi suntem interesați de natură, ne-a captat. Că spune că e magică, e ca o ființă, te mănâncă. Exact. Lumea Și mănâncă. când mergi în direcția opusă, te desprinzi de ea. Adică Da. când nu vrei, te îndepărtezi de ea și atunci te apropii de Dumnezeu. Când te îndepărtezi de materie, te apropii de El. Și de aici următoarea mea reflecție a fost că, de fapt, lupta, tot ce vedem noi în lume, lupta este, de fapt, între materie și suflet, între natură și partea divină de suflet. Aici este lupta. Tot ce vedem noi la televizor, prin toate mediile, cum vor să ne atragă, dacă suntem atenți, tot timpul pe materie. Să faci ceva mai bine pentru tine, să te ajuți pe tine, să faci asta pentru tine, că ea sunt așa. Deci, într-un fel, natura se luptă cu noi. Cu noi, adică cu noi, cu sufletul nostru, iar ambele sunt în noi, și natura și sufletul sunt în corpul nostru. Iar aici, în text, spunea că noi suntem sufletul. Are puterea și asupra demonilor, are puterea asupra tuturor creațiilor, asupra toate materiei. Peste toată materia are sufletul putere. Deci, dacă așa este, înseamnă că materia trebuie să facă tot posibilul ca noi să nu ne ducem spre suflet, pentru că dacă ne ducem, primim puterile divine care ni s-au dat ca să avem puterea asupra ei. Așa este. Are sens. Da. Și asta au scris egiptenii. Deci e de la egipteni învățătura. E totul Deci. pornește de la eu, să știi. Noi fiind Da. o ființă, dacă am înțelege că suntem o ființă comună și nu mai facem nimic pentru eu, nu ne mai raportăm la el. Dacă nu ne mai raportăm la el, exteriorul nu este nevoie să vină constrângător pe noi. Va veni atâta timp cât vom avea un eu, ca să ne distrugă eu. Legea aceea lui Le Chatelier. Deci, mecanismul ăsta divin, uriaș al iubirii, va veni tot timpul spre noi, atâta timp cât credem că suntem o ființă separată. Dar dacă înțelege că suntem o ființă comună, ca în organismul nostru, organismul nostru funcționează după Le Chatelier. Adică nimeni nu-și permite în organismul nostru să facă ceva pentru el. Că dăm exemplu astăzi cu inima. Dacă inima s-ar supăra pe ficat și pe rinichi și ar zice, gata, nu mai vă dau, nu mai vă dau energie, s-a terminat cu ficatul și rinichiul. Dai seama, este un consens acolo, că ele se dăruiesc tot timpul. E o forță care le ține în consens. E o forță supranaturală care le ține să se sacrifice unele pentru altele. Pentru că dacă inima ar zice, sau ficatul, sau rinichiul, n-ar mai dărui totul pentru celelalte, n-ar mai exista. Deci ele știu foarte bine că trebuie să facă totul pentru întreg. Și Da. nimic, mai nimic pentru ele. Oricare din ele, dacă se oprește să dăruiască, s-a terminat cu noi. Am murit pe loc. Da. Deci totul e magie, dar ni s-a luat magia, de fapt. Ni s-a luat magia, adică să nu înțelegi că ești suflet, pentru că în momentul în care înțelegi și te comporți ca un suflet, redobândești puterile divine, puterile lui Dumnezeu. Și atunci ai putere asupra materiei. Ea nu mai poate să vină spre tine. Corect. Și să știi că Da. vracii ăștia care erau și sunt șamani și mai departe, nu au mare chestie decât se restrâng pe ei și funcționează ca o ființă cerească, adică se dăruiesc, nu știu ce, se lasă pe ei tot timpul și atunci intră Divinul și prezența lui Dumnezeu este cea care le crește capacitățile. Capacitățile nu sunt ale lor, sunt ale lui Dumnezeu. Deci capacitățile acestea de a
da viață, de a reconstrui câinele și mai departe, transforma creanga într-un șarpe, deci a îndeplini orice dorință, nu e capacitatea noastră, este capacitatea faptului că noi am pierdut eu, nu mai suntem eu, ne comportăm ca o ființă comună, devenim una cu Dumnezeu, devenim divini. Deci, preocuparea excesivă pentru binele propriu și nepreocuparea de binele celuilalt pe primul plan ne face o ființă întunecată. Și au toată garanția, pentru că noi, mai mult, dacă vrei să-i constrângi să lase egoismul acesta, se vor lupta și vor apăra egoismul. Da, egoismul e materia, e Da, natura. vor apăra materia. Nu vă vrea să fie o ființă, omul nu vrea să fie o ființă divină, că ar fi foarte ușor o ființă divină. În procesul de refacere ar porni imediat, dar nu vrea. Nu vrea. Păi cum spunea și în text, Marius, că nu oricine, foarte puțin se ajunge la această înțelegere. Pentru că materia are așa de multă putere și e și făcută într-un fel încât să nu ajungi ușor la înțelegere, decât prin chin și prin durere, ca să poți să te lași. Da. Începem cu religia tainică a Babilonului, da? Da. Așa. Suntem la pagina 18, vorbim despre obeliscuri, temple și turnuri. Semnificația obeliscurilor antice, plasarea lor în fața templelor păgâne, obeliscul din fața Catedralei Sfântul Petru, clădiri de biserică uriașe și scumpe, turnul Babel, turnuri religioase. Mă opriți dacă nu mă opresc eu și vreți să faceți un comentariu, da? Printre națiunile antice, nu numai statui ale zeilor și ale zeiților în formă umană, ci și alte obiecte având o semnificație ascunsă și tainică, precum obeliscurile, erau parte a închinării păgâne. Diodorus vorbea despre un obelisc înalt de 40 de metri care a fost înălțat de regina Semiramida în Babilon. Biblia menționează o imagine de tipul unui obelisc de vreo 3 metri lățime și de vreo 30 de metri înălțime. Poporul a căzut cu fața la pământ și s-a închinat imaginii de aur pe care o ridicase Nebucadnețar în Babilon. Însă, întrebuințarea obeliscurilor era cel mai bine cunoscută în Egipt. Multe din aceste obeliscuri există încă în Egipt, iar altele au fost mutate în alte națiuni. Unul dintre acestea se află în Central Park din New York, în Londra, în altele au fost transportate în Roma. Vă zic că și la München este unul mai mititel. În fiecare oraș este un obelisc. Dacă suntem atenți, îl găsim. Mai mic, mai mare. Iar aici, în zona unde stau eu, sunt câteva familii cu spiță nobilă care încă locuiesc în castelele lor, au obeliscul pe poartă, pe pilonii de la poartă, cum ar veni deasupra, ori islei, ori obeliscurile, că le-am observat. La origine, obeliscul era asociat cu închinarea la soare. Cei din antichitate, după ce au respins cunoașterea adevărului creator, văzând că soarele dădea viață plantelor și omului, s-au uitat la soare ca la un zeu, marele dătător al vieții. Pentru aceștia, niște obiecte verticale, precum obeliscul, aveau și o semnificație sexuală. Eu aici mă gândesc că obeliscul înseamnă natura, materia. Înțelegând că vieții s-a dat naștere prin unirea sexuală, falusul a fost considerat alături de soare un simbol al vieții. Acestea erau concepții reprezentate de obelisc. Cuvântul imagini din Biblie traduce mai multe cuvinte ebraice diferite. Unul dintre aceste cuvinte, matzeba, înseamnă imagini ce stau în picioare sau obeliscuri. Un alt cuvânt este hamani, ce înseamnă imagini ale soarelui, imagini dedicate soarelui sau obeliscuri. Pentru ca obeliscurile să-și realizeze simbolismul propus, ele erau puse pe verticală, în picioare. Astfel, el indicau în sus spre soare.
Ca simbol al falusului, poziția verticală avea și o semnificație evidentă. Având aceste lucruri în minte, este interesant de observat că atunci când a fost pronunțată judecata divină împotriva acestei false închinări, s-a spus că aceste imagini, obeliscuri, nu vor mai sta în picioare, ci vor fi doborâte. Când israeliții au introdus închinarea păgână în religia lor pe vremea lui Ezechiel, ei au ridicat o imagine a geloziei la intrarea templului. Această imagine a fost probabil un obelisc, simbolul falusului, căci, după cum spune Scofield, ei s-au dedat închinării falice. Plasarea unui obelisc la intrarea unui templu păgân nu era, după cât se pare, o practică neobișnuită în acea vreme. Unul se află la intrarea în templul lui Tum și un altul înaintea templului lui Hathor, locuința lui Horus sau Tammuz. Destul de interesant, există un obelisc și la intrarea Catedralei Sfântul Petru din Roma, după cum se poate vedea din fotografia din pagina următoare. Nu este doar o copie a unui obelisc egiptean, ci este exact același obelisc ce se afla în Egipt în vremurile străvechi. Când religia tainelor a ajuns la Roma, pe vremea păgânismului, nu numai că s-au făcut și s-au ridicat obeliscuri la Roma, ci obeliscurile Egiptului, cu mare cheltuială, au fost aduse acolo și ridicate de către împărați. Caligula, în 37-41 după Hristos, a adus obeliscul aflat acum la Vatican, din Heliopolis, Egipt, la cercul de pe dealul Vaticanului, unde se află acum cel de la Catedrala Sfântul Petru. Heliopolis nu este decât numele grec al orașului Bet-Shemeș, care era centrul închinării egiptene aduse soarelui în vremurile de demult. În Vechiul Testament, aceste obeliscuri acolo sunt menționate ca fiind imagini din Bet-Shemeș. Exact aceleași obelisc ce stătea odată înaintea templului antic, care era centrul păgânismului egiptean, stă acum înaintea bisericii mamă a romano-catolicismului. Lucrul acesta pare să fie mai mult decât o simplă coincidență. Obeliscul de granit roșu al Vaticanului este el însuși înalt de 25 de metri, cu temelie cu tot 40 de metri și cântărește 320 de tone. În 1586, pentru a-l pune în mijloc, în fața bisericii din piața Catedralei Sfântul Petru, a fost mutat pe locul lui actual la ordinul papei Sixtus al V-lea. Bineînțeles că mutarea acestui greu obelisc era o sarcină foarte dificilă. Mulți ingineri constructori au refuzat să încerce o astfel de ispravă, în special datorită faptului că papa a poruncit pedeapsa cu moartea în cazul în care obeliscul ar fi fost scăpat jos și sfărmat. În cele din urmă, un om pe nume Domenico Fontana și-a asumat răspunderea. Cu 45 de troliuri, 160 de cai și 800 de lucrători, sarcina mutării a început. Era data de 10 septembrie 1586. Mulțimi de oameni au aglomerat imensa piață în timp ce obeliscul era mutat. Mulțimii s-a cerut sub pedeapsă cu moarte să păstreze liniștea. Dar după ce obeliscul a ajuns să fie ridicat, au răsunat sute de clopote, bubuit de tunuri și urale puternice ale mulțimii. Idolul egiptean a fost dedicat crucii. Crucea din vârful obeliscului se presupune că ar conține o bucată din crucea pe care a murit Isus. A fost ținută liturgia, iar papa a rostit o binecuvântare peste lucrători și peste cai. Desenul de pe pagina următoare arată planul Catedralei Sfântul Petru și al curții circulare din fața acesteia. În centrul acestei curți stă obeliscul. Această curte este împrejmuită de 248 de coloane în stil doric, un stil folosit de obicei la proiectarea templelor păgâne. Ca și obeliscul, coloanele păgâne erau uneori privite ca forme tainice ale falusului. În antreul templului păgân al zeiței Hera, aflat la Hierapolis, o inscripție spune: Eu, Dionisus, am dedicat aceste falusuri Herei, mama mea vitregă. Cu toate că liderii romano-catolici au împrumutat alte idei din păgânism, nu ne surprinde faptul că înălțarea unor temple complicate și scumpe a devenit un obicei.
lideri cu o mentalitate lumească au considerat că ar trebui să se construiască temple de o splendoare mult mai mare decât cele ale străvechii religii romane. Știm că Dumnezeu și-a călăuzit poporul sub conducerea lui Solomon să construiască un templu în Vechiul Testament și a ales să-și pună prezența acolo. Dar în Noul Testament este limpede faptul că Duhul Sfânt nu mai locuiește în temple făcute de mâna oamenilor. Dumnezeu locuiește acum în poporul său, adevărata sa biserică, prin Duhul. Pavel spune, voi sunteți templul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. În Corinteni 3:16. Înțelegând acest mare adevăr, biserica primară, umplută cu Duhul, n-au încercat niciodată să construiască temple din piatră și oțel. Ei s-au străduit să predice Evanghelia. Ei nu și petreceau timpul cu acțiuni de strângere a banilor și cu realizarea unor contracte compleșitoare pentru a înălța o clădire mai arătoasă decât templul din vecinătate. Conform manualului biblic al lui Haley, nu avem niciun document care să ateste că au existat clădiri de biserici construite înainte de 222-235 după Hristos. Prin aceasta nu vrem să sugerăm că este greșit să avem clădiri pentru biserică. Probabil că motivul pentru care nu au fost construite mai devreme s-a datorat faptului că primilor creștini, din cauza persecuțiilor, nu li s-a permis să dețină titlul de proprietate. Dar dacă li s-ar fi permis să se bucure de acest privilegiu, suntem siguri că asemenea clădiri ar fi fost construite simplu, nu pentru paradă exterioare. Ei n-ar fi încercat să concureze cu stilul luxos al templelor păgâne, de o splendoare asemănătoare templului Dianei din Efes sau Panteonului din Roma. Dar când Roma a ajuns să aibă putere politică și bogăție sub domnia lui Constantin, s-a stabilit un tipar pentru construirea unor clădiri de biserici complicate și scumpe, care a continuat până astăzi. Ideea a ajuns să fie atât de înrădăcinată în mințile oamenilor, încât cuvântul biserică, pentru cei mai mulți oameni, înseamnă o clădire. Dar în utilizarea lui biblică, cuvântul se referă la o adunare sau un grup de oameni care sunt ei înșiși templul Duhului Sfânt. Oricât de ciudat poate părea lucrul acesta, o clădire de biserică ar putea fi distrusă în întregime și totuși biserica reală oamenii să rămână. Majoritatea clădirilor de biserică scumpe, care au fost construite de-a lungul secolelor, au avut ca trăsătură caracteristică un turn. Fiecare generație de constructori de biserici a copiat generația de dinainte, nepunând probabil niciodată sub semnul întrebării originea ideii. Unele turnuri au costat averi pentru a fi construite. Ele n-au adus nicio valoare spirituală. Iisus, desigur, n-a construit niciodată astfel de edificii când a fost pe pământ și nici nu a dat vreo instrucțiune pentru construirea lor după înălțarea sa. Atunci, cum ne-a început această tradiție a turnurilor în arhitectura bisericilor? Dacă cititorul ne va îngădui o anumită libertate la acest punct, vom sugera o teorie care indică înapoi spre Babilon. Cu siguranță că ne amintim cu toții de turnul Babel. Oamenii au spus să facem cărămizi, să ne construim un oraș și un turn, al cărui vârf să ajungă până la cer. Expresia până la cer este fără îndoială o figură de stil pentru o înălțime mare, cum a fost și cazul când a fost menționate cetăți cu ziduri până la cer. Nu trebuie să presupunem că acei constructori ai Babelului au intenționat să construiască exact până în cer la tronul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, există suficiente dovezi care să arate că turnul, numit de obicei zigurat, era legat de religia lor, de închinarea la soare. Între toate monumentele semețe ale Babilonului, foarte înaltul zigurat trebuie să fi fost cu siguranță una dintre cele mai spectaculoase construcții din acea vreme, înălțându-se cu maestate deasupra imensului său zid înconjurat cu 1000 de turnuri. Împrejurul pieții uriașe se aflau încăperi destinate pelerinilor, precum și preoților, care aveau grijă de zigurat. Coldway a denumit această colecție de clădiri Vaticanul Babilonului.
S-a sugerat că unul dintre înțelesurile numelui zeiței Astarteia sau Semiramida, scris pe Aștar, înseamnă femeia care a făcut turnul. Zeița Cibele, care a fost și ea identificată cu Semiramida, era cunoscută ca fiind zeița purtătoare a turnurilor. Prima, spune Ovidiu, care a ridicat turnuri în cetăți și care era reprezentată având pe cap o coroană în forma unui turn, așa cum a fost și Diana. În simbolismul Bisericii Catolice, turnul este un simbol al Fecioarei Maria. Oare au toate acestea vreo legătură? Unele turnuri antice, după cum știm cu toții, au fost construite în scopuri militare ca turnuri de veche. Dar multe dintre turnurile construite în Imperiul Babilonian erau turnuri exclusiv religioase legate de un templu. În acele vremuri, un străin care intra într-o cetate babiloniană nu întâmpina nicio dificultate în localizarea templului ei. Mi se spune, deoarece deasupra caselor cu acoperișul plat se putea vedea turnul lui. Catolica Enciclopedia spune, este un fapt uimitor că cele mai multe cetăți babiloniene aveau un templu turn. Este posibil ca Babilonul, ca în cazul altor lucruri pe care le-am menționat, să fi putut fi sursa turnurilor religioase. Ne amintim de împrăștierea oamenilor a început, că împrăștierea oamenilor a început în timp ce se construia uriașul turn Babel. Cu siguranță că nu este imposibil ca pe măsură ce oamenii au migrat spre diferite ținuturi să fi dus cu ei ideea de turn. Cu toate acestea, turnuri s-au dezvoltat în diferite forme, în diferite țări. Totuși, turnurile, într-un fel sau altul, au rămas. Turnurile au fost mult timp o parte componentă a religiei chinezilor. Pagoda, legată de cuvântul zeiță, de la Nankin, este arătată în ilustrația noastră. În religia hindusă, deasupra întinselor incinte ale templului erau împrăștiate pagode sau turnuri, înălțându-se cu mult deasupra ținutului înconjurător, oriunde puteau fi văzute de oameni și astfel sporea mult pietatea în închinarea lor idolatră. Multe dintre aceste pagode sunt înalte de zeci de metri și sunt acoperite cu sculpturi ce reprezintă scene din viața zeilor templului și sau din cea a sfinților importanți. Și printre musulmani se pot vedea turnuri ale religiei lor. Deși într-o formă diferită, imaginea din stânga reprezintă numeroase turnuri numite minarete de la Mecca. Turnuri cu aceleași stil au fost folosite pe renumita biserică Sfânta Sofia din Constantinopol. Obiceiul de a construi turnuri este familiar și în creștinism, atât în catolicism cât și în protestantism. Turnul Marii Catedrale din Köln se ridică la 157 metri deasupra străzii, iar cel al catedralei din Ulm este înalt de 161 de metri. Chiar și mici capele au adesea un turn de vreun fel. Aceasta este o tradiție rare ori pusă sub semnul întrebării. Pe multe turnuri de biserică se află adesea o turlă care arată spre cer. Mai mulți autori leagă și poate nu pe nedrept turlele de obeliscurile din antichitate. Există dovezi, spune un autor, care arată că turlele bisericilor noastre își datorează existența lor columnelor sau obeliscurilor din afara templelor unor epoci trecute. Altul spune, mai există și astăzi exemplare remarcabile de simboluri falice originale, clopotnițe pe biserici și obeliscuri, toate demonstrează influența strămoșilor noștri ce practicau închinarea falică. Da. Deci asta a fost despre influența babiloniană în arhitectură și faptul cum, de fapt, se îmbină religia sau practica spirituală cu arhitectura, fără să-ți dai seama. Este totul îmbinat în stilul de viață. Teodora Iuliana.
Încercam să dau unmute. Foarte interesant, da. Mă gândesc că totuși turnurile la respectiva vreme aveau și altă însemnătate, dar iată de unde au plecat, că asta este ideea, nu? De unde au venit și unde am ajuns și cum există același obelisc inclusiv în Vatican. Deci, practic, nu există nicio diferență. Toate celelalte religii sunt bazate pe un singur principiu. Dacă și arhitectura s-a păstrat, și în Ortodoxie sunt turnuri. Sunt puțin diferite. Cred că este cumva la momentul acesta, dacă ne uităm un pic la Sfânta Sofia și la catolicism, cred că e un merge așa între ele. Nu? Arată ceva ca și cum e un pic de acolo și un pic de acolo. Și să nu uităm că în Shangri-La ce apare? A văzut domnul Marius, nu, cum s-a scris o carte într-un turn. O carte. Adică toate religiile astea au plecat de la o carte. De unde au plecat? Din Babilon au plecat și s-au făcut restul. Urmează exact același principiu, tot, tot, tot. Da. Indiana, te las pe tine. Scuze, te întrerup. Cine a inventat obeliscul? Și spun aiici că primele obeliscuri au fost construite de egipteni și erau obiecte sacre care simbolizau pe regele soare. Da. Dacă mai aveam nevoie de confirmare. Este o ciudățenie aici. Eu am discutat cu Iulian astăzi că am văzut un filmuleț ieri unde spunea că stăpânii la lume își fac școlile lor pentru copiii lor, de se credă ăia că sunt mai inteligenți decât ceilalți și lucruri din acestea. Deci totul este bazat în continuare pe împărțire. Au impresia că împărțirea aceasta le dă putere, când de fapt împărțirea le ia din putere. Adevărata putere este ăla care nu are, cel care este vulnerabil și nu împarte. Deci ăla care nu e sistemul ăsta de discriminare este de fapt acela care are puterea maximă. Și au impresia că dacă noi suntem aici jos, nu ne dă informație, ne manipulează, ei se cred superiori. Ei cred că, nu știu, nu-și dau seama că în față este divinul și omul care nu împarte este superior ție care împarți. Deci dacă ajungi să fii oprimat, tot timpul ești desprins de materie și dus jos de toți, îți ridică vălul, deci îți faci un bine. Deci e căutând să fie sus acolo și să ne asuprească pe noi, asuprirea respectivă ne ridică vălul și de fapt ne vindecă. Dar asta e lucrarea dumnezească care se întâmplă acum, nu? Stăpâni la lume, chiar ei sunt cei care ne duc și ne curăță sufletul și ne duc spre îndumnezeire. Deci vremurile care sunt acum nu sunt vremuri de distrugerea noastră, ci de distrugerea orgolii, egoului și de salvarea sufletului nostru. Pentru că adevărata eliberare este de împărțirea în bine și rău. Dacă ajunge să nu mai punem preț, să ne identificăm cu materia, când ni le ia pe toate, deci zicea acolo într-un afiș că veți avea un costum unic. Toată lumea veți ca la școală, veți îmbrăca cu un singur haină. Deci ne duce într-adevăr, ne desprinde de materie, ni le ia pe toate pentru că ele înseamnă eu și deci de fapt ne salvează viața. În dorința lor de a-și mări puterea, ei de fapt ne salvează viața. Din cauza asta trebuie să înțelegem că lucrarea care se întâmplă acum este cu acordul lui Dumnezeu, este cu îndrumarea lui, el este în continuare la butoane și ce se întâmplă este din faptul că noi nu ne-am desprins benevol și acum ne forțează. Dumnezeu ne forțează, că nu mai avem energie subtilă. Deci să nu zice, să înțelege că nu este nimic rău din ce pățim noi și este de fapt eliberarea sufletului. Da, pierdem lucrurile pe care le-am pus noi pe primul plan, dar câștigăm suflet. Pierderea în materie este câștig în suflet, la suflet. Cum e, Iuliana? Da, păi tu ne-ai zis de multe ori că egoul se destruge singur. Și așa fac și ei, de fapt.
Aceștia stăpânii lumii se Și le fac distrug un bine, nu le singuri. fac un rău. Da. Dar ei nu-și dau seama că, printre altele, ne-a și spus că, de fapt, atașamentul nostru îi creează pe ei. Deci dacă ei pe noi ne desprind, Ei se ei omoară vor singuri. dispărea. Da, se omoară Da. singuri. Da, și este incredibil cum lucrează divinul. Deci e un Sunt mare ingenii. manipulator, un manipulator mai mare decât ei. Suntem genial, dar divinul E e și mai divinul genial. totuși. Îi manipulează și pe Da. ei. Dar ei Da. au lucrurile serioase, cred așa că așa este, știi, că ei vor fi mai puternici, că nu știu ce, asta e tendința lor. Dar adevărata putere este lipsa de putere. Când noi nu o să mai avem mai nimic, vom fi mai puternici, pentru că cresc aceste capacități de care ziceam noi, extrasenzoriale, prin faptul că se ridică vălul. Și atunci vom cunoaște față către față pe Dumnezeu. Deci cea mai mare putere este când ești gol de tine însuți. Gol de tine însuți ești cel mai tare. Înseamnă că Dumnezeu prezent. Dumnezeu prezent înseamnă că îți împlinește orice dorință. Deci cea mai mare putere este când ești fără posesie, fără eu. Deci nu e o problemă. Deci faptul că ne ia posesiile este foarte bine, că pierdem eu, ego-ul. Ar trebui să fim robii tuturor, să ne supunem și să cu fericire să le dăm întâietate, dar nu facem asta. Nu facem și nici nu ne închipuim. Și atunci Dumnezeu zice, bine, pentru că nu faceți lucrul ăsta, vi le iau pe toate. Sfântul de la Magalavite a zis așa, a apărut un tutufiș așa sub forma unui lumini strălucitoare, Dumnezeu moșu, zice el, și mi-a zis așa, spune-le oamenilor că dacă nu-și bagă mințile în cap, le iau pe toate. Îi le voi lua pe toate. Și asta facem. S-a întâmplat, nu știu pe ce an, 1940 și ceva, fenomenul acesta Maglavit, Sfântul de la Maglavit, care era un țăran peltic, care nu putea să vorbească, vorbea greșit. Și el s-a trezit că vorbește cursiv. Deci i-a dat această putere ca să poată să transmită această informație. Dacă nu își bagă oamenii mințile în cap, le voi lua pe toate. Foarte frumos. Nu? Iuliana. A minunat. Apropo de obelisc, obeliscul este un semn al puterii. Dacă reprezintă falusul, este un semn al puterii, al primordialității. De asta și acolo s-a scris cartea într-un turn. Să arate ei că sunt de puternici. Da, nu știu ce mai e de comentat aici. E totul, mie mi se pare clar, nu? Uite, am căutat să văd câte obeliscuri sunt pe lume. Ei zic că sunt numai 30. Zic că sunt 30, în jur de 30 de obeliscuri tăiate în piatră, piramidale și îngravate, gravate cu ieroglife, care au ca origine Egiptul antic. Și 13 dintre aceste obeliscuri se găsesc în Roma. 6 au rămas în Egipt. Dar uite, am căutat, am pus pe Google Maps să văd câte sunt în Germania. Nu se termină lista. În fiecare loc, în fiecare parte, există un obelisc. Nu e un obelisc original, originar din Egipt, dar este făcut. Este făcut aici, dar simbolizează ceva. Da. Și în fiecare oraș sunt. Dacă ne uităm pe Wikipedia, e o listă destul de lungă. Da, lista obeliscurilor, ia să vedem. Da. Toate țările. În Germania e o listă lungă. Dar astea sunt, ce văd eu din Germania, sunt obeliscurile înalte care sunt cunoscute, dar sunt în fiecare parc. În fiecare parc ai câte un obelisc, deci ai mii, mii de obeliscuri. Deci numai în München sunt una, două, trei, patru. Patru obeliscuri sunt în München. În Leipzig sunt vreo 6. Da. În Berlin, în Paris, în Franța ar fi numai 2, probabil că originale.
În Anglia sunt mai multe, în Israel, în Italia, în Norvegia, în Viena. Da, peste tot, dar Are România nu. și Canada unul, văd la Montreal. Îl putem pune pe Maria să ne facă un poză. Obeliscul. Da. Cum zicea Iuliana, e un semn al puterii. Eu E un mă semn gândesc al că este. egoului, victoria egoului, Da, supraviețui. materie, da. Da, Da, materie. materia, un Da. semn al puterii a Da. dominației pe pământ. Da. Stăpânul asta este dominație prin ego, prin egoism. Acum, întrebarea, Marius, care ar fi opusul obeliscului? Care ar fi semnul sufletului? Niciun obelisc, Nici probabil, nu? obelisc, da. Da, nici obelisc. Cred că Totul. nu are nevoie Obelisc. de semne. Da. De semne, sufletul nu are nevoie. Sufletul nu e doar De semne de liniște, stă în putere, spate, da. acolo acceptă tot. Da, cel care nu vrea puterea are puterea cea mai mare. Acum, înainte să intru în emisiune, chiar mă gândeam că așa se mi se întâmplă. Eu când mă trezesc tot timpul vine cu o idee. Acum de curând, iubitul meu a vrut să urmărim un serial. E foarte popular, a fost foarte popular la un moment dat pe Netflix, Squid Game se numește. Și cine a câștigat? Ăla care era cel mai prost și cel mai în spate și cel care lăsa toată lumea și cel care ajuta și cel care nu ținea neapărat poate să trăiască, ăla au câștigat dintre toți. Ăla au câștigat jocul, cumva. A avut și el momente de îndoială, dar și-a revenit cumva. Da, adică chiar și în seriale ne tot spun lucrurile astea. Și am mai urmărit încă unul, se numește Alice in Borderland. Deci astea două seriale mie mi s-au părut geniale când arată jocul din visul de aici și jocul care este. Eu mă uitam la ele și vedeam, nu mai vedeam acțiune, nu mai vedeam nimic, vedeam numai jocul lui Dumnezeu. Și cum suntem toți într-un vis și dintr-o dată ne trezim. Interesant este că stăpânul lumii caută o putere a lumii, o autoritate asupra noastră și pierd puterea, de fapt. Când caută un control mai mare, pierd controlul. Și că asta au nevoie de susținere, au nevoie de armată, de poliție, de minciună, de corupție, de bani. De Pentru că ei dezvoltare. caută o putere care nu poate fi menținută, care nu este adevărata putere. Adevărata De putere, frică au nevoie. da, adevărata putere este în mâna celui care nu vrea puterea. Adevărata putere deține de omul vulnerabil, care nu vrea nimic și care nu împarte în bine și rău. Deci, niciodată scripturile nu o să-ți dea chestia asta, această înțelegere. Este accesoriu. Am trecut noi prin Vechiul Testament și am văzut și Noul Testament. Accesoriu, adică doar așa, niște firimituri de lumină, dar asta este adevărata putere. Lipsa de putere. Când nu vrei puterea lumii, te apropii de divin. Dar Marius, eu este nu greu pentru am. că ca să nu vrei puterea lumii trebuie să te opui plăcerii. Aici e problema. Cum nu Da. rezistă la plăcere? Da, și stăpânii la lume, lumini, ei nu pot renunța pentru că, spuneai și tu, bogăția și puterea nebunește. Da. Deci nu au cum să renunțe. De bunăvoie și Invers. nesilucid. Îți dă foarte mare nefericire. Da, și Bogăția și puterea. stăpânii la lume sunt acel diavol de care ne spunea Marius că așteaptă să fie iubit și eliberat. Ei altceva nu cunosc și decât putere, decât această satisfacție din putere și din bani și din ce mai au ei, și ei nu știu ce înseamnă să fie iubiți. Da, dar suntem, deci stăpânii lumii Da, suntem noi. suntem noi, da, Atât adică cât noi noi. împărțim în bine și rău, ei vor exista Da, acolo. da. Și asta e și mecanismul prin care îi ținem acolo. Dacă noi nu mai împărțim în bine și rău, ei dispar. Dacă noi iubim, sunt terminați. Deci nu, Apropo lupți, de. nu e nevoie să lupți cu ei, e nevoie să ajungi să iubești tot ce-ar fi, adică să nu împarți, să unești contrariile și asta e arma cea mai puternică. Unirea contrarilor. Apropo de împărțirea asta în bine și rău, mi-am adus aminte că o doamnă, Oțelia Aspazia Oțel Petrescu o chema,
Da. cedat, vorbea de cum au căzut îngerii. Și îngerii zicea că au fost convinși, e ca o poveste, dar are un substrat, au fost convinși de Lucifer printr-un sofism. Sofismul explică aici că este un raționament corect în aparență, dar fals în realitate. Și anume care a fost? Li s-a spus că Dumnezeu este un mincinos, pentru că el afirmă că este bun și drept. Și le explica Lucifer că dacă ești bun, ești bun, n-ai cum să mai fii și drept. Și dacă ești drept, n-ai cum să fii și bun. Și ei au crezut și s-au luat după Lucifer. Dar, de fapt, asta e o împărțire, că Dumnezeu poate fi în mărinimia lui și în puterea lui și așa și așa. Și. El este și bun și drept. Da? Noi nu am văzut. Interesant, Elena. Am urmărit-o și eu pe doamna Aspazia și eu acum mulți ani. Da. Nu mai mi-aminteam povestea. Dar ei, stăpâna lumii, sunt dependenți de putere pentru că îți dă satisfacție temporară, nu mică. Și atunci trebuie să o tot repete, trebuie să tot repete procesul, că altfel nu au satisfacție, nu au împlinire, nu au fericire. Această senzație de putere nu are durabilitate pentru că este a egoului, pe când lăsarea de sine are o veșnicie în față. Dar te Și lași și aceasta oamenii te este... exploatează în veșnicie. Te vor folosi la maxim. Păi, Doamne ajută! Da. De ce suntem aici, până la urmă? E o siguranță, știi, în care e siguranța aia, în care intra și tu, Teodora, în situația respectivă. Deci când vine cineva, din start va gândi împărțit, deci vorbește cu tine ca și când, uite, mi s-a întâmplat lucrul acesta și nu știu cum să-l rezolv. Deci este împărțeală acolo. Și te obligă pe tine că nu o să poți să-i explici lucrul acesta, că nu poate să-l înțeleagă, să inversezi când zice că ceva este rău, să inversezi în tine, în minte. Iau toată siguranța că tu nu vei inversa în minte. Și atunci celălalt este... Noi ne diabolizăm unii pe alții. Ne încărcăm negativ unii pe alții, pentru că nu inversăm... Deci rămânem, acceptăm faptul că Dumnezeu nu e în ordine, nu a făcut lucrurile bine în locul acela și nu e adevărat. Ne diabolizăm continuu și adăugăm cât mai multă gândire din asta critică și pe care noi ne apucăm să gândim critic, dar pentru faptul că noi n-am inversat și n-am dus lucrurile în neutralitate, n-am virusat. Am acceptat lovitura din față și ne-a intrat în noi și acum, uite, avem o dominantă critică. Deci noi au toată siguranța pe chestia asta, că noi între noi ne diabolizăm. Și ce fac? Tot timpul prin scripturi sau prin tot felul de metode, prin avocat, prin media, tot timpul trebuie să ne scindeze, să ne împartă. Și împărțirea asta îți dă lui siguranța că vom fi, ne vom bate între noi tot timpul. Deci de fapt ne diabolizează. Stăpânii la lume există atâta timp când noi împărțim în bine și rău. Dacă nu mai împărțim în bine și rău, atunci am terminat. Deci ca să ne eliberăm de Matrix, trebuie să facem în așa fel încât să vedem în rău un mare bine și să nu absolutizăm binele. Dacă realizăm aceste două lucruri, noi suntem liberi. Dacă suntem liberi și ajungem la o stare de îngăduință și înțelegere absolută, nu ne mai deranjează nimeni și atunci, de-abia atunci iubim. Deci iubirea nu se poate obține decât dacă se unesc contrariile. Nu se poate obține altfel. Dacă împărțim în bine și rău, noi nu iubim. Și asta înseamnă, omul este zice că e credincios, este credincios cu Isus, cu rugăciuni și merge la biserică, dar el împarte în bine și rău, deci el nu poate să iubească. Adică în parte, în drept, nedrept, credincios, necredincios, păcat, nepăcat. Și când face lucrul acesta, el se vede o ființă separată și luptă pentru binele său. Binele său devine important. Atunci materia e importantă și el este diabolizat. Este diabolizat mergând la biserică și rugându-se. El e deja diavol. Deci, normal, o învățătură corectă este numai aceea în care te învață să unești contrariile și să înțelegi că Dumnezeu este, să nu-L tai.
să, pe bucăți, să înțelegi că este și bine și rău la un loc, în același timp. În momentul în care absolutizat binele, va veni sub formă de rău. Deci nu e problemă că este rău în lume, nu. Este rău pentru că eu am absolutizat virtuți și idealuri. Că altfel îl chem să îmi distrugă virtuțile. Că legea aceasta iubire de să te ducă în neutralitate. Că finalitatea contează. Deci în orice acțiune contează, ai ajuns în iubire. Ceea ce zici tu acum reprezintă iubire, adică accepti și plus și minus. Dacă nu accepti plus și minus și zici că e mai bine într-un fel decât în altfel, atunci tu nu iubești. Și ai căzut. Cum e, Este Teodora? un lucru foarte important acum, adică, bine, nu e spus prima oară, e important de repetat, pentru că am întâlnit într-un binar pe cineva care spunea că a început să se schimbe, dar tot mereu nimerea în bârfele colegilor. Că așa, se întâmplau să se adune și acolo se porneau bârfe la adresa angajatorilor. Și zicea că se stăpânește să nu comenteze. Dar nu este suficient să nu zică nimica. Trebuie inversate. Da, trebuie inversate, că altfel se am tot învârtă. Îi intră în ea, intră în ea. Că am pățit-o da. Eu. Ea a pățit-o, Teodora. Am pățit-o eu și știi că în ultima perioadă, Iuliana, nu știam ce mi se tot întâmplă. Știi că au venit foarte multe așa buluc și ce s-a întâmplat? La un moment dat am început doar să ascult și m-am retras așa. Cred că la un moment dat uneori nici n-ai putere să le inversezi. Efectiv, stai așa. Și doar pentru faptul că am stat așa, în interiorul meu, bineînțeles, că nu-i devine exteriorul, încă era o parțială și a putut să atace. Dar am putut să vină și să și nu numai. Deci m-am trezit că zic lucruri pe care, Doamne, zic, de unde le-am mai scos pe astea? După aceea când mă gândeam la situație, de unde am mai scos ego-ul? Lucrurile astea, ce mai era? Bineînțeles că e motiv de bucurie că le putem lucra, doar că este adevărat ce zice domnul Marius, chiar așa este. Adică dacă nu le inversăm, ele vin. Că nu vin cu aceeași intensitate cu care le auzi. Intensitatea lor este mult mai mare. O frustrare și niște, nu știu, niște cuvinte pe care îl auzeam așa zicând, zic, Doamne, zic, ce are ego-ul ăsta? Zic, de unde au apărut toate lucrurile astea? Pentru că era un interior acolo, se lucrează acum la firele de nisip, la alea multe și dacă le pui împreună... La cele 47 de condiții care le-ai pus. Oh. mai avem. Eu am făcut liste de când sunt în Școala Iubirii și pentru mamă și pentru, adică sunt lucruri multe acolo, de inversat, de lucrat. Pagini multe, multe. Mamă. Deci îi ții pe oameni în închisoarea ta, îi ții strânși, legați. Trebuie liberați, adică știu ce gândea ego-ul la un moment dat și de asta le-am și scris, ca să le pot inversa și să le pot da drumul. Că nu mai fie vinovați de nimic, că doar nu sunt vinovați de nimic. De acum, la viața de zi cu zi, la servici, ai tendința să critici, să critici, să acuzi, să condamni? Vezi ceva rău? Mai vezi ceva rău? E totul bine. E totul bine? Toate sunt bune. Asta e singurul lucru care trebuie făcut. Când zici că ceva e rău, trebuie să zici că e bine și de ce e bine. A fost un pic challenging, așa, ca să zic, la început, pentru că în jobul meu, acum nu mai lucrez, că am intrat pe maternitate, da? Eu dau nonconformități, adică asta este locul meu de muncă. Și așa, în general, de la client am la început, când am intrat în Școala Iubirii, acum nu. Toată lumea acum vede nonconformitatea ca fiind bună. Pentru că s-a schimbat în interiorul meu, exteriorul nu spune decât ceea ce e în interiorul meu. Dar la început tot timpul mai erau dezamăgiți, am zis, da, uite că este foarte bună. Și inversam totul și din toată li se lumina așa fața. Și nu mai era nicio problemă, deci... Oamenii sunt aceiași peste tot în lume. Da. O aceeași probleme. Păi nu contează naționalitatea, nu contează nici unde suntem localizați, nici nimic altceva. Astea sunt secundare. E același principiu peste tot.
dacă în Anglia nu merge împărțirea, dacă Vrei tot să spui că avem. oamenii nu mai sunt nefericiți în fața ta? Mai sunt care vin cu anumite lucruri, aspecte, și știu că sunt din mine. Știți că vă povesteam la un moment dat de prietena mea care a fost foarte nemulțumită cu soțul ei și așa, dar și invers, adică sunt așa zen. Deci unde Dumnezeu din față vine și îmi spune de o nemulțumire, mă uit în interior să văd dacă încă este ceva activ din mine sau dacă e ceva doar de ascultat și de inversat, bineînțeles în afirmațiile pe care le spune, că e un exercițiu și un test continuu care ne vine din față. Deci mereu un test continuu, Dumnezeu ne testează în continuu, în continuu, în continuu. E Nu ne lasă neobosit. așa. E neobosit. Da, îi place jocul. Cum? Atunci, dacă reușesc să inversez bine, dacă nu iarăși bine, bine. Vine din nou. Bine pe ei. Bine din nou. Și asta este, până la urmă, tot trebuie să le lucrez. Eu am fost Și uimit că acolo. tu ai zis că ai reacționat la prietenul tău. Am fost uimit. Că am zis, măi, înțelegi așa de bine și uite că tot te prinde. Da, mă prinde. Și la noi trebuie să avem grijă cu femeia, la primordialitatea bărbatului. Deci, dacă inversăm rolurile pe acolo și facem alte lucruri, ne distanțăm de bărbat. Și când ne distanțăm de bărbat, rămânem cu un sfert de cap, cu 10% de cap, nu mai prea. E mai greu, e mai grea înaintarea. Și se simte imediat. Se simte imediat. Atunci trebuie restabilită conexiunea cu Dumnezeu, nu cu bărbatul, că nu-i bărbat, e Dumnezeu, și să vedem ce-o venit din față. Și uneori probabil că avem timp, avem nevoie de timp. Uneori poate nu realizăm. Dar noi aici, în Școala Iubirii, ne susținem. Ne susținem sufletele, nu ego-urile. Asta e important de înțeles. Că dacă i-aș fi contactat-o pe Iuliana și i-aș fi spus, uite ce am pățit, și i-ar fi spus, vai de mine, ce ți s-a întâmplat cu asta și cu asta, păi n-ar fi fost susținerea aia. Că ar fi crescut ego-ul. Deci trebuie să pleznim ego-ul. Ego-ul e de pleznit, de pus la punct, nu în sensul rău, ci în sensul că îl ajutăm să ajungă în iubire. Adică ne înțelegem la nivel uman, dar important este sufletul în noi. Trebuie să ne aducem aminte mereu ce-i sufletul și așa ne susținem. Deci când avem situații de genul acesta, ne susținem prin întărirea sufletului, prin a ne reaminti unii altora cine-i sufletul, că noi suntem ființă divină și că tot ceea ce vine din față este foarte bine pentru suflet. Deci lucrurile alea trebuiau să vină pentru că ele trebuiau egalate, iar Dumnezeu are planurile Lui. El știe foarte clar de ce. Poate că nu vrea să se ducă mai departe pe generații sau poate că a vrut să se închidă la mine. Cu mama mea am avut o discuție acum de curând despre Școala Iubirii și mi-a zis, mă bucur că ți-ai revenit. Mă bucur că ți-ai revenit. Adică din ce? Ce era înainte? Din dogmă. Din dogmă. I-am zis, zic, tu acum multă vreme mi-ai spus că și Allah a avut un fiu și că toate religiile sunt la fel și zice, da, deci eu știam toate lucrurile astea. Tu știi foarte bine că la noi în familie nu s-a vorbit mult de Dumnezeu, dar zice, am căutat și am citit. Ea a citit foarte mult despre lucrurile acestea și zice, te-am lăsat în pace, că n-am avut ce face. Trebuie să te las în pace, ca să experimentezi, să vezi ce se întâmplă. Dar atât, mi-a zis, mă bucur că ți-ai revenit. Cu cât mai lucrez la lista cu ea, cu atât se mai sparge cât un bolovan. E o eliberare foarte mare și simt așa cum ne conectăm mai mult. Discuția cu ea despre Școala Iubirii a fost numai așa, ea total de acord a fost. Ce frumos. Eliberarea pornește când nu mai vezi rău în lume.
Când vezi în rău, în mare bine. Mereu trebuie Un să... mare bine, da. Și fără vină și vinovați. Și Da. cum? Fără vină, vinovați. Ce făceai tu când te rugai? Să stai în genunchi sau cum te rugai? Da. 14 ore? 14 ore uneori, da. Mamă, ce Mă nebunie. trezeam și noaptea. Și Dormeam noaptea? 2 ore și mă trezeam noaptea, la 12 noaptea. Păi cum? Ritualul nu ar fi ritual fără astea, nu? Vrăjitoria n-ar fi vrăjitorie fără ore fixe, fără 12 noaptea. Eu ducem aminte acum de ce o citi Simona. Ce-ai citit înainte, Simona, cu Acum îmi pare cartea rău aceea pentru... cu zi? Da, îmi pare rău că am citit numai eu cu Marius, că nu ați fost și voi în webinar ca să comentați, că ați A fost putut. odată, mi-aduc aminte, nu ne-am... A fost odată cu voi. E fix în cartea aia, fix așa. Astea sunt așa cu orele fixe, când e luna, nu știu cum, când... Trebuie să fie magie, magie. Să La citesc somnii Papa la 12 Honorius, noaptea. Papa Honorius. Da, de la Papa Honorius, da. Asta ce ai spus, Teo, că psalmii se citesc la 12 noaptea? Da, și se face rugăciune la 12 noaptea intensă. De ce o făceam? Ca să fie în concordanță cu Muntele Athos. Că se făcea în același timp și atunci ca să aibă putere mai mare. Putere, discursul de ură. Să aibă putere, discursul de ură. Să crească Păi, ură. da, ideea este că ei știu lucrurile astea și uite așa, dacă Satanice. ne rugăm toți în același timp, are putere mai mare. Da. Oricum, cuvintele sunt vii și Și gândurile blestemele și sunt tot. vii. Și blestemele sunt vii. Păi când te apuci și citești psalmii aia cu toți vrăjmașii să vină peste tine și să te scoate afară din univers și vă dați seama ce înseamnă să citim alea în același timp cu o grămadă de oameni. Sau se scos din Mișelat. scrisoarele de iubire. Da. Sau să citești la o anumită oră. Vedeți că nici întâmplător, și sunt convinsă că o să dăm de informația asta cu anumite ore, că la anumite ore cred că sunt niște schimburi de energie mult mai mari. Sunt niște portaluri. Și Da. atunci ei știu lucrurile astea, dar vedeți cât de bine sunt ascunse acolo, că omul de rând nu știe, nu înțelege decât dacă, nu știu, uite, dă de școala iubirii. Nu știu. Păi, Marius, zi-ne și nouă ce știi, că ai zis, da. Ce știi de orele astea? Care, unde? Dar așa am auzit și eu că sunt anumite ore, nu știu precis. Nu știu că nu m-a preocupat. Dacă ne uităm pe vrăjitorie și pe Papa Honorius, apare destul de des miezul nopții sau anumite. Deci, e clar că acolo e o ceva. Nu Da, degeaba la ora făceau. 5 dimineața, între 5, între 4 și 6, cam așa ceva. Nu degeaba făceau anumite lucruri. Și poate ar fi interesant să ne uităm și la ciclurile de somn, nu? Da. Că avem ciclul de somn. La 12 noaptea, practic, noi ieșim dintr-un ciclu de somn. Dacă dormim la 10, cum ar fi normal, pentru refacerea creierului, se doarme de la 10 la 12. Vine limfa, ia toate toxinele din creier și le elimină. Și la 12 avem moment de trezire, revenim în corp cumva. Pacea iară plecăm, iar revenim în corp, iar plecăm, iar revenim în corp. Și foarte important, așa e interesant, poate o să dăm, o să vină informația, sunt convinsă. Simona le Sunt găsește pe convinsă. toate. Am Baza. primit-o pe Simona, arheologul școlii. Entomolog. Da, ce bună Prinde e asta. fluturi. Păi, nu, am spus că nu le caut, le găsesc. Adică nici nu le găsesc, îmi vin prin diferite căi. Nu fac cercetarea amănunțită. Numai uneori, când este ceva, un fir de urmat, da, dar rest, până acum ne-a venit din afară Capitolul informația. urmează la Babilon. Despre cruce. Ah, super. Hai, nu. Acela este foarte interesant. Deci Este foarte acela. interesant. Un simbol Venim cu creștin. toții imediat. Nu e niciun simbol creștin, dar este înăuntru nostru crucea. Și e aici. Uite aici. Da. Tot am urmărit anumite
Ține capul. Admite, da. E înăuntru nostru. E pe chakra 6, ceva de genul. Acolo e momentul crucificării cu totul și se trece pe urmă în non-dualitate. Deci momentul este tot urcă, urcă lichid, urcă lichid, ajunge la crucificare cu totul, deci lăsare de sine completă, după care este... Asta se întâmplă pentru cei care dau o semnificație acestui lucru. Pentru cei care este inconștient, el, relația cu Dumnezeu este altfel, fără... Deci eu am fost de lumea de dincolo fără să știu că există Dumnezeu, că e biserică. Eu nu știam cum îl cheamă. Deci nu ține de această cunoaștere. Cunoașterea aceasta, nu știu, cred că le leagă mai mult decât ajută. Că noi trebuie să ne desprindem de orice cunoaștere. Adică să fim proști. Cunoașterea nu cunoaște, nu are cum să cuprindă nimic. Deci nu prin cunoaștere să ajunge la Dumnezeu, ci prin supunere, adică unde nu este nicio cunoaștere, nu faci decât să te supui, să slujești oamenii. Deci la Dumnezeu se ajunge în alt mod. E o problemă, e o barieră, să știi, cunoașterea asta. Numerologia, astrologia, toate astea sunt bariere formidabile, foarte puternice. Când omul caută semne și minuni, de fapt pierde legătura cu Dumnezeu. Pentru că în lumea aceasta materială, vizibilă, nu poate să existe ceva care să te dirigeze spre Dumnezeu, decât când pierzi lumea. Când, spre exemplu, seamănă foarte mult cu ieșirea în lumea de dincolo sau unirea cu Dumnezeu, seamănă cu un lapsus. Deci ce s-a întâmplat în lapsusul ăla? Ai pierdut legătura, că nu mai știi ce vezi. A căzut dulapul cu sertare, cu tot felul de cartonașe, cu definiții și cu etichete. Deci când pierzi definiții și etichetele, îl găsești pe Dumnezeu. Atâta timp cât ești într-o anumită cunoaștere sau știință, nu, numerologie, astrologie sau semnele acestea, nu știu cum se numesc, ești în minte. Ești în minte, satisface mintea într-adevăr, dar asta e barieră. Trebuie să le depășești. Depășirea lor te duce spre divin. E o grilă. E o grilă și analizez conform grilei Și rămâi ce în mi se... minte, tot timpul te raportezi unele la altele. Nu. Deci pe mine mă interesează să ies din constrângerile mentale. Să nu mă uit la nimic, nicio semnificație. Pentru mine n-am avut semnificații. N-am știut că există astrologie, numerologie. N-am știut că nimic din toate astea. N-am știut. Dar neștiința asta m-a ajutat foarte mult să ies din corp. Neștiința. Prostia, faptul că am fost un prost și n-am avut cunoștință despre nimic din asta, nu știam ce se întâmplă, nu știam decât de ce oamenii se poartă așa, habar n-aveam nimic, eram vid, aveam vid în capul meu. Deci asta a fost un avantaj. Exact ca Sfântul la Cupertino, nu? Sfântul Șovăitor, nimic nu știam. Până mult, mult timp. Eram și la liceu și nu înțelegeam nimic din lumea aceasta. N-am înțeles lumea. Am fost bătut în cap. Dar asta a fost un avantaj pentru mine foarte mare. Dar aici trebuie să ajungă oamenii, să se desprindă de că nu științele acestea, infinitatea aceasta a științelor nu face decât să ducă, să deriveze importanța lucrurilor unele din altele, dar le derivează pe orizontală și te îndepărtezi de divin. Cauzele lucrurilor sunt dincolo de aceste științe. Deci cauzele lucrurilor sunt de formă apropiere sau depărtare de Dumnezeu. Deci în momentul în care noi punem ceva preț din lumea aceasta, ne-am depărtat de el. Îndepărtarea de materie este găsirea lui Dumnezeu. Deci întotdeauna tot ce înseamnă știință te îndepărtează de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu sunt științe. Când am ajuns în lumea de dincolo, nu aveam nicio cunoștință. Am ajuns pentru că nu aveam cunoștință. Am ajuns pentru că eram fără minte. Fără minte, indiferent, nepăsător. Din cauza asta am fost tras și dus acolo. Acolo dispare toată istoria ta personală, s-a dus, toate științele tale înseamnă zero. Zero. Deci nu poți să ajungi acolo decât dacă scade mentalul. Dacă ești în starea asta de zero, de indiferență față de materie, nu ai explicații de tip cauză-efect pe orizontală. Nu există. Adică nu ai știința aceasta, nu ai numerologie, nu ai astrologie, nu ai știința aceasta figurativă, nu știu cum să îi zic, nu ai nimic în capul tău. Nu știi matematică, nu știi fizică, nu știi nimic. N-ai, cum se zice, fizică cuantică, n-ai nimic în capul tău. Ăla ajunge. Ăla, ignorantul. Ignorantul ajunge la divin. Dezinteresat. Că zicea Sfântul Paisie, aghiurâtul de la Muntele Atos, și era pe fotografia cărții lui, era el care avea un surtuc.
nu avea nasturi la surduc, adică la vestă. Avea un bol din ăla cu care era legată vestă. Și se duc niște americani la el și se grozăvau ei că i-au ajuns pe lună, care s-a dovedit de fapt că era o filmare într-un deșert sau sub apă. Și el a zis, da, înțeleg despre ce, da, uite, acolo mai jos, dar îl vedeți pe bătrânul acela care sapă pământul. Îl a ajuns la Dumnezeu doar cu doi pezmeți. Deci nu ai nevoie de nimic din... Ca să poți să ajungi la Dumnezeu, ai nevoie de simplitate, nu de complicație. Unde e complicație, e îndepărtare de divin. Deci nu e nevoie ceva să... Când vrei să demonstrezi ceva, îi demonstrezi minții. Îi dai o hrană pentru minte. Și ea tot acolo le învârte la infinit, găsește soluții, găsește corespondențe. Dar nu astea sunt importante, sunt zero. Nicio corespondență, nicio explicație din lumea aceasta te duce la divin. Când mintea cade și nu mai vrei nimic de la viață, atunci îl găsești pe Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să pierdem controlul vieții. Trebuie să nu ne protejăm și să nu ne apărăm, să pierdem controlul. Când ai pierdut controlul, l-ai găsit pe Dumnezeu, pentru că te lași în mâna Lui. Și e o operație simplă, de fapt, nu? Acel bancher care s-a făcut maidanez și mergea din mănăstire în mănăstire să află unde este adevărul, 2 săptămâni de zile nu i-a dat nimeni să mănânce. În momentul în care el a renunțat la viață, la viața lui, imediat a venit cineva din față și a oferit. Că trebuie să renunți la eul tău care se apără. Să nu te apă, să nu te protejezi. Atunci ajungi la Dumnezeu. Păi asta este mai mare decât toată știința aceasta. Știința asta, noi, mintea o satisface, că vedem ce complicate lucrurile sunt acolo, cum se potrivesc, da, dar faptul că el a renunțat la viața lui e o forță mai mare. E mai mare și trece toată știința asta, că e fără rost. Nu înseamnă nimic, că dacă el nu renunța la viață, nu îi oferea nimeni să mănânce. Deci trebuie să te duci în situația în care să depinzi total de el. Când nu mai ai nimic, n-ai niciun ban, nu ai nicio direcție în viață, nu ai nicio susținere și depinzi de ajutorul oamenilor, atunci îți dai seama ce înseamnă Dumnezeu. Și numai atunci când te pui în situația aceasta extremă, când nu ai apărare, nu te aperi și atunci depinzi de El. Dar dacă te precipiți și te superi și zici, vai de mine, mor, vei muri. Deci acolo se vede, avea nevoie de numerologie, de astrologie sau de imagistică acesta, nu avea nevoie omul, decât să abandoneze frica de viață, să nu mai se lupte, să nu-și apere viața. Și a făcut-o, că n-a avut ce face. Și a zis, bine, gata, mor, n-am 2 săptămâni, nu mâncase nimic, mor, dormea sub poduri, da? Și și-a dat seama că moare. Și când a renunțat la viața, a câștigat viața. Și atunci a zis o chestie foarte frumoasă. În film, a fost pe România Cultural Film. Există pe undeva, l-aș fi înregistrat dacă știam. A zis așa, îmi dau seama că de atunci a mers la zeci și sute de mănăstiri, întrebând unde este Dumnezeu. Și niciodată, dar niciodată, niciun răspuns nu a egalat experiența pe care am avut-o la începutul acestei lucrări. Niciodată. Deci nimeni n-a putut să-i spună, fiind în mănăstire, n-a putut să-i spună unde este Dumnezeu, decât faptul că în momentul în care renunți la viața ta, atunci îl vei găsi. La apărare. Și lucrul ăsta se poate întâmpla în fața fiecărui eveniment. În fiecare situație de viață, renunți la luptă și la apărare. Că astea sunt situații de viață. Ele au o singură chemare. Te cheamă, ori lupți și te aperi, ori cedezi. Asta, fiecare din situații de viață, aici se încadrează, dar dacă cedezi, atunci ele se intră în armonie și numai atunci câștigi. Adică este un câștig. Deci Dumnezeu face totul ca să-ți fie ție bine, dar dacă lupți și te aperi pentru eul tău și zici că ești grozav și că lucrurile trebuie să fie într-un anumit mod cum vreau eu, acolo unde este un eu va fi suferință. Deci noi trebuie nu de viață să ne păzim, ci de eul ăsta din noi. Ego-ul ăsta din noi este cel care generează în fața adversitate și împotrivire din partea vieții. Deci nu viața este grea, ci faptul că noi suntem atașați de eu și îl punem pe primul plan, binele meu este cel care generează din față adversitate. De ce? Pentru că noi suntem o ființă comună. Noi trebuie să punem binele celuilalt pe primul plan și nu ne închipuim asta pentru că este contraintuitiv. Nu ne închipuim lucrul ăsta, nu ne trece, nu putem să credem că noi suntem o ființă comună. În condițiile în care lucrul, această lege a iubirii funcționează în organismul nostru. De aia am zis, ar fi un exercițiu foarte bun. Noi zicem ceva că nu este bine, luptăm cu exterior, ia să luăm noi afirmația aia și du-o tu în organism.
afirmațiile astea din psalmi sau din aceste epistole. Luăm noi afirmațiile acelea cu vrăjmașii și cu dușmanii să vedem dacă inima vede sau rinichiul vede vreun vrăjmaș undeva. Dacă își poate permite vreodată să vadă vrăjmași. Niciodată nu poate să facă asta. Este imposibil că ai muri imediat. Se oprește, rinichiul se oprește în funcțiune sau inima se oprește, faci stop cardiac și te-ai terminat, te-ai murit pe loc. Deci vrăjmășia asta pe care noi o vedem în afară nu poate fi susținută în organism. Organismul funcționează pe iubire. Păi dacă organismul funcționează pe iubire, fii și tu ca inima. Inima ce face? Se jerfește continuu tot timpul. Fă-i și tu. Deci nu te urmări binele tău, urmărește bine celălalt și îl vei afla pe Dumnezeu. Este foarte simplu. Simona. Marius, stai că ai zis ceva inteligent, Marius. Mă mir, că de obicei nu sunt inteligent. Păi nu, de obicei da, dar acum parcă s-o prins altfel. Deci noi, de fapt, noi ne trăim viața. Deci fiecare acțiune pe care noi o facem viața, că o facem, nu facem, că ne luptăm, nu ne luptăm. Fiecare acțiune, scopul este de a apăra viața, de a ne apăra existența noastră pe acest pământ. Deci de dimineață până seara, în subconștientul nostru, de fapt, noi suntem dirijați de frica că dacă nu fac asta, o să mor. Nu, o să dispar din lumea materială, că asta este moartea, este dispariția din lumea materială. Și de fapt, noi ce facem în fiecare zi este cum să ne asigurăm noi, nouă, o viață lungă aici, în lumea materială, ca să nu murim. Nu știu Teoretic. dacă ar fi să reîntorc ceea ce ai spus tu cu alte cuvinte, da? Deci în momentul în care noi facem totul pentru noi, înseamnă că noi facem să ne apărăm viața noastră, să fim siguri că noi o să avem încă o zi mâine și să trăim cât mai mult. De-aia și mâncăm, că dacă nu mănânci, bine, noi intelectual știm că nu o să murim, dar subconștient este programul ăsta de moarte la sfârșit, da? Dacă nu mănânci 3 zile, 5 zile, 10 zile, dacă cumva o să cedezi, nu știu, dreptul de parcare, tot vine de la frica că dacă ai să mori, adică mori într-un alt fel, dispari din lumea materială, ți aduce o pierdere, iar pierderea respectivă te ajută să mori mai repede, să dispari din lumea materială. Nu știu dacă explic cum trebuie, dar. Deci eu am înțeles că fiecare acțiune pe care noi o facem în fiecare zi, în fiecare moment, la subconștient este de fapt principiul de supraviețuire, ca să nu cumva să ies eu din lumea materială aceasta. Pentru că atunci când ai ieșit din lumea materială, ai murit. Adică ai murit pentru lumea materială, dar ai reviat în partea cealaltă. Și de-aia în momentul în care noi cedăm, ne se și rupe ceva din noi, da? Ne se rupe ceva, simți în corp că ți se rupe și și intri probabil la un moment dat într-o stare de panică, da? Că cum ți-a tras preșul de sub picioare, că tu nu mai ai echilibru, că nu mai ai pe ce material pe care să te plasezi, să te ții. Da, dar problema este euul. Euul are această frică și tu când pierzi frica, când pierzi euul, pierzi frica. Adică îl găsești pe Dumnezeu. Când pierzi euul, îl găsești pe Dumnezeu și atunci viața intră în armonie de la sine. Deci nu este nevoie să te străduiești, să lupți, să te aperi. Nu? Nu e nevoie de un mai mare bine pentru tine, să-ți aperi, să-ți întărești euul. Nu, e nevoie invers. Să nu te aperi, e nevoie să pierzi euul. Da, Pierzând euul. problema atunci este că tu ai puterea asupra lumii materiale. Și atunci capeți puterea asupra lumii materiale și asupra existenței tale și asupra sorții tale, se schimbă soarta și totul devine miraculos pentru că nu mai ai ce să pierzi. Fără eu nu mai există pierdere. Există numai Dumnezeu, fără eu. Deci de aia este greu, școala iubirii este grea pentru este contraintuitivă. Ea spune, nu te apăra, nu-ți căuta binele și atunci vei avea tot binele de pe lume. Când îți cauți binele, nu vei atrage rău, vei suferi.
Când nu-ți cauți binele tău și te preocupi mai de celălalt, atunci îți propriu-te. Și uite-te la corpul nostru. Celulele fac totul pentru celelalte. Fac totul pentru un întreg pe care nu-l văd. Făcând această jertfă de sine continuă, ele trăiesc. Trăiesc datorită jertfei, pentru că se încărcă cu energie. Tot timpul prin jertfă. Dacă ele ar fi egoiste, care este consecința egoismului? Cancerul. O celulă egoistă e o celulă canceroasă. Mori. Sau mori imediat. Deci dacă una dintre organele noastre, rinichiul, ficatul, inima, stomacul, care vrei, s-ar opri să mai facă totul pentru celelalte, noi murim imediat. În câteva secunde murim. Nu se poate. Deci dacă viața este așa de importantă ca să poți să supraviețuiești, să trăiești, te bazezi pe niște principii în care este jertfă de sine continuă, păi de ce nu faci și tu în realitatea de zi cu zi același lucru? Deci ce face inima trebuie să facem și noi, ce face ficatul. Se jertfește pentru cealaltă și nu trebuie altceva de făcut. Dar noi considerăm că jertfa asta ca o pagubă, o pierdere. Că ego-ul într-adevăr pierde. Deci trebuie să vrei ca ego-ul să mereu să faci ce nu-ți place ție să faci. Ceea ce nu-ți convine, ceea ce nu este plăcut, ăla este Dumnezeu. Ce nu-ți place ție este Dumnezeu. Ce nu-ți convine. Da, ce este greu e Dumnezeu. Am venit în viață și i-am zis, dăm, Doamne, greutăți cât de mari poți. Nu i-am zis, dăm plăcere, că puteam să zic plăcere. Aveam contact cu Divinul direct, eram acolo la prag. Puteam să spun, dăm bogățiile toate ale lumii. Puteam, eram la prag. Puteam să cer orice. Și n-am cerut, am zis, dăm, Doamne, greutăți să fiu cât mai tâmpit. Cât mai prost. Și m-a făcut prost. Acum și mă gândesc că te trebuie să șterg din... Nu știu dacă se poate șterge vreodată din minte toate cunoștințele astea acumulate. Nu Dar nu-i folosesc la nimic, e zero. Ăla care nu-ți trebuie, le uiți tu cu timpul. Că nu te mai gândești la ele. În momentul când tu mai pui atenția pe ele, tu le uiți. Eu văd la toate prostiile astea cu New Age pe care le-am făcut, nu mi-am mai țin minte. Dar când mai ascultă, mi-aduc aminte și zic, mamă, ce bălării spuneau ăștia și eu credeam toate alea. Că nemai având atenția pe informația respectivă, se șterge, dispare. Dumnezeu prin mine și aduce aminte și ce am învățat în clasa întâi uneori. No, și bine, a șaptea încă vede desene, grafice. Dar e jocul lui, dacă asta vrea el. Deci tu, le Simona, vede vrei pe tablă. Simona, vrei să spui că tu aici ai căutat o amplificare a eului, adică cum eul tău să fie victorios în viața de zi cu zi, să învingă. Asta ai căutat tu în New Age. Manipularea era invers, că noi avem în noi, vezi că noi avem acea... În suflet să ajuți pe ceilalți, că suntem parte din ei. Dar e manipularea așa frumos făcută încât spun, ajută-te mai întâi pe tine însuți și după aia o să poți să-i ajuți pe alții. Dar chiar vorbeam asta cu Florentina azi, de aia te-am întrebat dacă putem să avem un webinar cu ea, că ea zicea când a fost în depresie, singurul lucru pe care l-a făcut ca să iasă din depresie, s-a dus și a ajutat-o pe o doamnă mai tânără care avea cancer și avea atât de mari dureri și așa de greu i-a fost. Și când a văzut-o, cât a susținut-o pe femeia respectivă, i-a uitat de depresia ei, că i-a plecat iubitul, că nu știu ce, când a văzut-o pe aia cum se târa, mergea în patru labe prin casă de durere. Ei, atunci și-a dat seama că pierderea ei sau durerea ei nu are nimic de a, nu e o joacă comparat cu ce există în lumea asta. Deci prin faptul că ne-a început să facă dăruire, dăruirea aia a scos-o pe ea din depresie. În New Age te învață, tu nu te duci și faci dăruire, tu mai întâi te scoți singur din depresie și când te-ai scos din depresie, te duci și ajuți pe alții. Că chiar citisem aseară ieri că s-a sinucis nu știu ce mare starletă de pe la Hollywood, că suferea de depresie. Deci preocuparea, ei zic să mor mai repede. Deci tu ai depresie și depresia înseamnă preocupare excesivă pentru binele propriu. Asta da. Înseamnă depresia. Și da. Vindecarea este invers, adică să te preocupi de ceilalți, că atunci auzi de tine. Da. Și ei zic, preocupă-te de tine, vrei să te omoare de fapt. Totuși da. E instinctuală treaba aceasta.
Adică cumva din interiorul tău când ai depresie știi că trebuie să te ocupi de ceilalți ca să-ți... Cumva la momentul respectiv starea de depresie este o stare în care nu mai ai niciun scop, dar e acest nu mai am niciun scop e a egoului, nu a sufletului. Oricum sufletul nu are niciun scop, sufletul doar este, nu? Eu sunt cel ce sunt. Doar că îmi amintesc foarte bine că la momentul acela eram mă simțeam fără scop și reamintesc că eram în singurătate deja de ceva de timp și am fost singură 3 ani de zile și pentru asta ego-ul se plângea cumva în momentele alea incipiente că are nu știu câți ani și că nu-i căsătorit și că n-are copii și nu știu ce. Moment în care Dumnezeu a trimis ideea, dar de ce trebuie neapărat să ai copiii tăi, că sunt o grămadă de copii care nu au pe nimeni. Pune-mâna și ajută. Deci, sufletul nostru și ceea ce suntem noi ca ființă divină, instinctul acela, nu? Al șaselea simț, el se activează în momentele astea, că suntem la momentele noastre cele mai joase, în care ego-ul e îngenunchiat și e plin acolo de răni, nu mai poate să mai reacționeze și atunci intră divinul și vine cu niște lucruri. Deci, este parte din noi. Da. Noi nu mai trebuie să explicăm multe chestii în școala iubirii, dar e parte din noi, ființa aia divină. Da, dar vezi tu, Teo, e Se exact ce zice manifestă mama. ce e ea când nu mai are ego-ul ăla ce să mai zică. Deci când e îngenunchiat, intră imediat ființa divină. Dăruiește, slujește, face niște lucruri. Dar altfel nici nu avea nicio șansă, muream. Păi, Pentru e că ceea gândurile ce de spune sinucidere Marius. erau constante. Ceea ce zice Marius, că nu trebuie să ai prea multă în minte, prea multă teorie. Știi? Că altfel ți-ar intra teoria în minte și ai spune, păi stai puțin, că la carte spune când sunt depresivă, trebuie să iau nu știu ce Da, pastile, te trebuie să mă raportezi la ce zic strâng, alții. Da. trebuie să mă duc să fac cumpărături, trebuie să mă duc să fac ceva pentru mine. Înseamnă că dacă am depresie, nu m-am ocupat destul de mult de mine, m-am ocupat de ceilalți. Deci ai băgat partea cu teoria, da? Deci aici vine ce zice Marius. Nu-ți trebuie nicio teorie, că ăsta te blochează. Trebuie să-ți lași să fii gol de teorie. Și atunci intră instinctul ăla de care spuneai tu, că instinctual ai auzit de fapt că Dumnezeu ne vorbește tot timpul, ai auzit vocea lui Dumnezeu și ți-a zis, dar ce trebuie ție, copil, că sunt atâția pe lume care poți să ai tu grijă. Da. Și așa s-a și întâmplat până la urmă. Și nu numai așa. Făceam mâncare pentru oamenii străzi. Era pandemie atunci. Acum dau exemple așa, că oamenii care ne ascultă stau și se gândesc oare cum să aplicăm lucrurile acestea. Păi sunt lucruri foarte simple. Un pic din timpul tău, nici nu-ți trebuie, poate nici nu-ți trebuie bani, că le ai prin casă sau lucruri de genul acesta. Dar Dumnezeu atunci a preluat frâiele, că dacă era atât de îngenunchiat ego-ul, a avut loc divinul și a putut să intre și să facă anumite lucruri. Și așa, practic, m-a salvat, ca să zic așa, pe planul ăsta dual. S-a salvat singur pe el, a vrut să mai trăiască prin mine și să meargă mai departe. Și astăzi, iată, cu această șansă minunată în școala iubirii în care mi-am dat seama și de ce a venit depresia, și ce înseamnă atacul la Dumnezeu primordial, foarte important. Deci atacul la Dumnezeu primordial vine înapoi pe boli. Deci nu-ți dă pierdere materială. Atacul la Dumnezeu primordial vine prin boală întotdeauna înapoi. Asta e tot ce am observat până acum Adică la pe bărbat, durerii. atacul la bărbat. Da, atacul la bărbat, exact. Atacul la Dumnezeu primordial. Asta mă refer. Tot timpul se întoarce înapoi pe boală, pe durere trupească sau sufletească, sufletească cu ghilimele de rigoare, nu? La depresie mă refer. Și depinde pe ce nivel, cum urcă. Că dacă nu te oprești, ataci, îți dă așa mai mic. Mai ataci încă o dată, mai tare. Încă o dată, mai tare. Și tot așa, și urcă pe nivele. Până când... Până când sunt mai Până când multe Simona celule din presizi ale ceva. egoiste, nu știu ce să Până zic. când te vindecă. Până când Sau... te vindecă, da. Da. E Ce normal, e până când te vindecare. vindecat.
Dacă nu viața asta, în următoare. Da, îți dai seama, ne vindecă de eu pe primul plan, de credința că suntem grozavi. Eu ăsta pe primul plan este cel care generează toată necazul. Nu, Simona? Da. Ce Da, avem cu păi el? Ce avem cu el? L-am eu. învățat de la alții? Ce? Cum? De ce facem asta? Păi nu, suntem în mreaja, în mreaja naturii, în mreaja pământului, în mreaja supraviețuirii. Suntem în lupta pentru supraviețuire la alt nivel. Dacă înainte era să nu ne mănânce lupul, acum suntem la un nivel superior în care să ne asigurăm că trăim bine, că trăim frumos conform Dar n-am etichetelor de scăpat de lup, astăzi. că ego-ul este lupul. Ei, Ego-ul ești. este lupul, adică preocuparea excesivă pentru binele propriu este lupul. Da. Cea mai mare absolutizare e asta a vieții. Cea mai mare dintre toate și are atâtea ramificații, deci și în psalmi, citim cu Domnul Marius. Doamne, deci apare acolo absolutizarea vieții, cred că e aproape la fiecare verset. Deci când se ia de vrăjmași, e clar. Acolo este frica de moarte, frica de moarte Frica egotică. de moarte. Deci întotdeauna. Iala. Deci ce se întâmplă? Că această moarte egotică oricum se poate face voluntar prin aplicarea cheilor școlii iubirii. Se poate ajunge la această conectare cu Dumnezeu în așa fel încât, cum spuneați mai înainte, se poate manipula materia, te poți decorporaliza, dematerializa și așa mai departe. Deci, el ca atare dorește să rămână în chestia asta de carne. Este teamă de necunoscut egoului, că întotdeauna i-a fost, pentru că e limitat, nu? Își pune limitele astea și nu înțelege omniprezența și atotputernicia lui Dumnezeu și ce înseamnă cu adevărat eu sunt cel ce sunt, pe când sufletul, când spui eu sunt cel ce sunt, îl recunoaște și tresaltă, deci tot plin de lumină și de bucurie, pentru că el este parte din infinitate și este infinitatea însăși. Și atunci lucrurile sunt diferite, nu? Unul e limitat și nu știe ce este dincolo și sufletul este de fapt, abia aștept, acceptă tot ce vine din față. Da. Da. Ne apropiem de sfârșit. Iuliana, Teodora, Simona, o concluzie. Concluzia este că trebuie să învățăm să-L vedem pe Dumnezeu în tot și în toate și asta va rezolva totul. Atâta timp cât ne vedem separați, nu vom reuși să unim nici contrarii, nici să ne supunem, nici să slujim, nici nimica. Când ne vedem unul și suntem conștienți că e Dumnezeu acolo, mai devreme, Marius, când am făcut binarul, tu ai povestit despre tine cum nu-ți vine să reacționezi. Așa spunea, pur și simplu, nu pot să reacționez, indiferent ce-mi vine din față. Și ego-ul meu, să știi că s-a desuflat un pic așa pe moment. Și că mă gândeam, zic, o fi asta, să nu-ți vine să reacționezi. Când noi, ceilalți, pe asta am funcționat toată viața, pe reacție. Și urmă am spus că, zic că, tot eu mă gândeam, zic că e necesar să trecem prin toate aceste etape. Și dacă suntem noi ceilalți în etapa asta, este important să fim acolo. Și, nu știu, o învăța. O să învățăm. Vedem ne până unde învățăm. Dacă reușim să trecem de fluviul ăla sau ne Păi nu ne lasă rugăm. în pace oricum, învățăm continuu. Da, învățăm continuu. Asta e. Da. Bun, mulțumim frumos, Teodora. Nu știu ce aș mai putea adăuga la tot ce s-a zis până acum, decât poate continuat un pic și la ce a zis Iuliana. Eu continuă învățare, un continuu joc al lui și că vrea ego să creadă că este atât de individual,
Suntem în cele din urmă o ființă comună. Cred că, de fapt, căderea a fost separarea de ființa comună, crezarea că Aia a suntem fost căderea din individuali. rai, da. Da. Deci, faptul că s-a crezut individual și special a schimbat absolut totul, a dezechilibrat sistemul și s-a materializat totul în această formă. Nu că nu ar fi existat întreaga natură și înainte, exista, dar într-o formă poate eterică, de nivel eteric, nu de nivelul atât de material. Însă, să ne aducem aminte că este ceea ce el și-a dorit și în facere noi am găsit nu foarte multe dovezi, nu? Că Dumnezeu așa ne-a creat și pe bărbați și pe femeie. Așa a fost să fie, așa trebuia să fie și aceasta și-a dorit. Și deci să-L onorăm și să-L admirăm cât putem și cum putem în această viață. Asta înseamnă să-L onorăm și să-L admirăm, să învățăm, să facem lăsare de sine, nu? Și să acceptăm tot ceea ce vine din față, să unim opusele. Asta înseamnă să-L onorăm și să-L lăudăm și să-L admirăm. În sensul acesta mă refer. Și Cât până mai putem. este, ca să rezolvi o situație de viață, nu trebuie să faci nimic. Deci nu e nevoie de noi. E nevoie de lipsa noastră, ca să fie El prezent, să poată să înainteze. Atât cât este unul care vrea ceva să rezolve, să învingă El, să câștige, noi vom pierde întotdeauna. Pentru că situațiile de viață vin ca să ne ducă în starea aceasta de non-intervenție. Mulțumim, Simona! Da, pentru mine astăzi mi-a fost și mai clar faptul că noi suntem, în noi se duce această luptă între sufletul care este partea nemuritoare, partea eternă și materia de care noi suntem atât de atrași și atât de învăluiți, că nu este în afara noastră, este de fapt în noi și la subsol ce stă e toată această frică, că este a noastră, că e indusă, nu contează, acea frică de a părăsi această lume materială, că de parcă care este ultimă, prezentată ca și cum ar fi ultimă, de aia nu se vorbește de reîncarnare, da? Deci este ultimă, după viața asta nu mai este nimic, este neantul. Da. Și am impresia că noi suntem, deci noi suntem de fapt terenul de luptă, iar materia ne vrea cât mai mulți pentru ea, pentru cu cât are mai mult dintre sufletele divine în ea, cu atât puterea ei crește, cu atât puterea materiei crește și poate să atragă mai multe suflete. Mă văd asta la fel ca niște, mă văd ca și cum am fi în niște nisipuri mișcătoare. Și de fiecare dată când vrem să facem, să ieșim, să ne zbatem, cu atât ne afundăm mai mult în materie. Și materia este sunt aceste nisipuri mișcătoare. Dar în momentul în care noi nu reacționăm, ci înțelegem că este numai acel eu, acel construct al care ne ține în materie, că trebuie ceva să ne țină în materie, și acel construct se zbate și îl lăsăm, atunci nu ne mai afundăm. Asta este și secretul nisipurilor mișcătoare. Să nu te miști când ai intrat în nisipuri mișcătoare, că cu cât vrei să te miști, cu atât te afunzi mai repede și mai adânc. Și la fel este la apă. Când cazi în apă și nu știi să înoți, dacă te zbați, te afunzi. Dacă nu te Da. zbați, te ridici la suprafață și plutești. Trebuie să plutești, da. Deci, principiul vieții eterne este să nu te agiți, să lași să fie, să te lași. Nimic de făcut. Nimic de este... făcut, nimic de câștigat, nimic de ajuns. Da. Tu deja ești în divin. Nu e de câștigat divinul. Tu deja ești în divin. Este totul o problemă de retragere, să te retragi. Din credința că trebuie să faci ceva, să
câștigi ceva. Nu e nevoie de nimic. Atât cât vrem, căutăm prin rugăciune, prin exerciții, prin meditație să ajungem undeva, nu vom ajunge niciunde. Pentru că noi deja suntem în divin. Totul e armonie perfectă. Deja El este în noi. Nu e ceva de câștigat. Și de înțeles că nu e nimic de făcut. Doar să conștientizezi că tu deja ești ființă divină și să te porți ca o ființă divină. Atât trebuie. Tehnicile, rugăciunile, toate sunt ale materiei, sunt pentru materie ca să facă materia mai puternică. Chiar mă gândeam că probabil că acum am ajuns la inteligența artificială, este pentru că ne-am dus atât de mult în materie încât, într-un fel normal și evident, următorul nivel era inteligența artificială. Deci ne-am afundat atât încât am ajuns la nivelul ăsta de inteligență artificială. Interesant este că căutând mai multă materie, distruge materia. Totul se reciclează. Se distruge. Bisericile, toate aceste constructe materiale Se... nu sunt decât pentru materie. Exact. Se desființează pe ele singure. Se distrug. Nu e nevoie. Creștinismul se distruge singur. Nu e nevoie să-l atași tu. Interesant. Bun. Mulțumim frumos. Mulțumim Zi frumos. frumoasă, a fost una dintre cele mai Mulțumim. frumoase emisiuni. Ei, până vine cea cu crucea, stați bine acolo. Mamă. Să ne spui când ai un timp, fie și duminică. Da, vorbim. Vorbim. Numai bine, papa. La revedere.